despre ce vrei să discutăm? 11.000 de cazuri noi în capitală? Vrei să vorbim despre 25.000 de oameni care s-au vaccinat? Vrei să vorbim despre faptul că ieri mi-am făcut a treia doză și iată că am găsit liber. Nu știu ce se întâmplă de astăzi, pentru că deja pe platformă sunt foarte multe programe. Te voi anunța eu. Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Suntem Irina Gologan și Daniel Osmanovi și vă invităm la Focus la prima oră. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei dimineți. Plan roșu de intervenție aseară pe aeroportul din Iași, un avion în care erau 106 pasageri a rămas fără trenul de aterizare. Aeronava s-a învârtit minute în șir deasupra orașului pentru a consuma combustibilul din rezervoare, în cele din urmă a reușit să aterizeze în siguranță. Număr record de infectări de la începutul pandemiei de coronavirus. La ultima raportare au fost înregistrate peste 11.000 de cazuri noi. Capitala este pe primul loc, cu aproape 2.000 de îmbolnăviri, urmată de județele Timiș și Cluj. Peste 25.000 de oameni s-au vaccinat cu a treia doză în prima zi de imunizare. Pe platforma Aruvaccinare s-au programat deja mai mult de 32.000 de doritori. Și legea consumatorului vulnerabil, care ar fi trebuit să-i ajute pe români la plata facturilor la energie, mai mult îi încurcă. Pentru a primi subvenții la curent și gaze, oamenii trebuie să stea la cozi și trebuie să completeze formulare cu 10 de pagini. Alertă pe aeroportul din Iași, un avion care venea din orașul olandez Eindhoven și care trebuia să aterizeze pe aeroportul din capitala Moldovei a rămas fără trenul de aterizare. Cum a reușit pilotul să aducă în siguranță avionul la sol, fără ca nimeni să nu fie rănit și ce au spus reprezentanții aeroportului din Iași, aflăm chiar acum de la colega noastră Daria Diaconiuc. Bună dimineața, Daria, adune veștile bune! Bun găsit, da, a reușit pilotul, a adus avionul pe burtă, a fost vorba de o scurgere hidraulică care practic a blocat una dintre roți și de aceea s-a întâmplat această situație. A fost activat planul roșu, dar din fericire nu a fost nevoie de ambulanțele ajunse la fața locului și nici de autospecialele de la ISU, însă acestea au venit. Pasagerii au fost practic anunțați să-și fixeze bine bagajele și să stea bine legați în scaune. 40 de minute a survolat aeronava deasupra Iașului, dar din fericire toată lumea a ajuns în siguranță. Reprezentanții aeroportului spun că vina nu le aparține și totul ține de compania aeronavală. Iată că acum cei care au efectuat acest zbor au dat și un punct de vedere și spun că această cursă, această aeronavă, mai corect spus, va suferi anumite reparații din cauza acestei scurgeri care a fost aseară și își cere scuze pasagerilor pentru că a făcut totul pentru ca ei să ajungă în siguranță și, bineînțeles, aeronava să nu pățească nimic. 28 septembrie, ora 19:24, ISU Iași a fost informat despre faptul că o aeronavă cu 106 pasageri a bord, care venea de Eindhoven, prezenta probleme tehnice la trenul de aterizare. Iar pentru asigurarea tuturor măsurilor specifice și acorda asistenței medicale de urgență la nevoie, a fost activat planul roșu de intervenție. La locul evenimentului au fost alocate 16 autospecialiști SUSMURT și 2 ambulanțe SAJ Iași. La ora 19:35, aeronava a aterizat pe pistă fără probleme, iar în urma evaluării niciun pasager nu a prezentat afecțiuni medicale. Idei Dumnezeu sănătate că era să murim. Dar v-au zis ce s-a întâmplat? Da. Nu s-a deschis trenul de aterizare. Aha, de v-au zis că era adevărul. Ne-au zis adevărul, s-au comportat încercat. Deci, a fost ok. Ce v-au zis? Carnetele, pilotul, ce v-au spus în adevărul? Nu sunt nici probleme. S-a rezolvat? Da. Totul a fost bine. S-a scuduit în locul în aer? Nu, a fost voci care au spus că nu deloc. Nu deloc. Nu deloc și chiar aterizarea a fost foarte lină. Pe 3 roți. Pe 2 roți a fost foarte lină, foarte bine. 11.049 de infectări într-o singură zi în România. Este cel mai mare număr de îmbolnăviri de la începutul pandemiei de coronavirus. În București au fost raportate 1.912 cazuri noi. Numărul de infectări este de 4 ori mai mare față de județul aflat pe locul 2. În Timiș au fost înregistrate 564 de îmbolnăviri, iar pe locul 3 se situează județul Cluj cu 396 de noi cazuri. De la o zi la alta, situația devine tot mai gravă, iar asta se vede cel mai bine în secțiile de terapie intensivă, unde pacienții COVID așteaptă eliberare a unui pat pentru a supraviețui. Colega noastră Carmen Gheorghe a urmărit subiectul și are toate cifrele.
În ultimele 24 de ore s-au infectat cu virusul SARS-CoV-2 peste 11.000 de români. Cea mai gravă situație este însă în capitală, aici unde rata de incidență a ajuns deja la 5,57. Odată ce va depăși pragul de 6, autoritățile vor impune noi restricții. Observăm o situație gravă și atunci când vorbim de decese. 208 oameni care erau infectați cu virusul SARS-CoV-2 au murit. Este vorba de 99 de bărbați și 109 femei. 13 dintre aceste persoane însă au pierdut lupta cu boala, deși nu aveau comorbidități. Pe zi ce trece, crește și presiunea pe sistemul sanitar. În acest moment, în spitale sunt internați peste 11.000 de pacienți, iar 1.267 se află la terapie intensivă. Din totalul internărilor, 306 sunt minori, iar în acest moment la ATI luptă să trăiască 17 copii. În acest moment mai sunt disponibile în toată țara 26 de paturi la terapie intensivă, iar 11 dintre acestea sunt în spitalele din București. Au fost efectuate peste 25.000 de teste PCR și peste 48.000 de teste rapide antigenice. Din cauza numărului foarte mare de infectări, ministrul Sănătății spune că este posibil ca certificatul verde să devină obligatoriu în anumite domenii. Adică la angajații de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și de la Inspectoratul General de Aviație, dar și cei din laboratoarele medicale, ar putea să meargă la muncă doar dacă dețin un certificat verde. Este o măsură necesară în această perioadă, este o măsură care se va aplica, se aplică pe perioada stării de alertă, un proiect legislativ care va fi introdus în guvern și cu care guvernul se va prezenta în Parlament. În cazul în care persoana respectivă nu este vaccinată și nici nu a trecut prin boală, trebuie să prezinte conducătorului unității, respectiv unității medicale, fie că vorbim de public, fie că vorbim de privat, trebuie să prezinte aceste teste. Testele se fac pe cheltuiala proprie. În total, în sistemul sanitar s-au vaccinat 70% dintre angajați. Cei care însă nu au făcut-o și care merg la muncă fără să aibă certificatul verde riscă sancțiuni grave. Va fi suspendat contractul individual de muncă, respectiv după 30 de zile de la suspendare poate avea loc și încetarea contractului de muncă. De asemenea, proiectul de lege prevede și sancțiuni care se aplică conducătorului unității sanitare în cazul în care nu respectă prevederile acestei legi. Președintele Comisiei Europene privește cu ochii buni decizia autorităților din România. Vaccination is of utmost importance. And I ask everybody to take the opportunity to get vaccinated. Vaccination saves lives. It protects you, but it also protects your loved ones. I think it is national competence to decide on how to convince people to get the vaccination. Până azi, la noi în țară s-au vaccinat cu schema completă aproape 5 milioane și jumătate de oameni. Deși suntem abia la sfârșitul lunii septembrie, iar hramul Sfintei Parascheva se prăzmânește la mijlocul lunii octombrie, Iașul e de pe acum plin de credincioși veniți din toată țara. De ce au decis senoriașii să sărbătorească în avans hramul Sfintei Parascheva, aflăm imediat la Focus la prima oră. Doi avocați din Cluj-Napoca au reușit să demonstreze în instanță că restricțiile din starea de alertă nu au fost necesare și au cerut anularea lor. Mai mult, Curtea de Apel Cluj le-a dat câștig de cauză și în privința condiționării unor activități de prezentare a certificatului verde. Chiar dacă decizia nu este una definitivă, vorbim deja de un precedent. Astfel, oricine se simte nedreptățit poate să atace în instanță deciziile guvernului. Bianca Baraboi are mai multe detalii despre acest caz. Bună dimineața, Bianca! Bună dimineața, Bianca! Bun găsit! Cei doi avocați din Cluj-Napoca au cerut instanței să anuleze 3 hotărâri ale Guvernului României. 2 dintre actele normative vizează prelungirea stării de alertă, iar a treia reglementează folosirea așa-numitului certificat verde pentru unele activități. Vorbim despre decizia din 5 august referitoare la prelungirea stării de alertă, dar și de următoarea, cea din 9 septembrie. Surpriza a venit și în ceea ce privește condiționarea unor activități de certificatul verde. Hotărârea din 17 septembrie este cea care reglementează folosirea în unele zone și la unele activități a așa numitului certificat verde COVID, care atestă că o persoană este vaccinată anticovid, că aceasta a trecut prin boală în ultimele 6 luni sau că poate prezenta un test negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2. Pledoaria acestora s-a axat pe discriminarea la care sunt supuși cetățenii, pe faptul că guvernul nu are dreptul să condiționeze
limiteze participarea acestora la evenimente publice sau private în funcție de deținerea unui test COVID negativ sau a unui certificat de vaccinare. De asemenea, instanța a respins cererea de daune morale solicitate de reclamanți. Sentința poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile, iar o soluție definitivă în acest dosar va fi dată de judecătorii Curții Supreme. Nu știm deocamdată dacă decizia de anulare finală va fi în favoarea celor doi sau cum se vor folosi ei de această victorie. Atât de aici, la revedere! Mulțumim, Bianca! Peste 25.000 de români au trecut pragul centrelor de imunizare în prima zi în care a fost administrată și cea de-a treia doză a vaccinului anticovid. Cei care se încadrează în categoria de risc se pot prezenta oricând în centrele de vaccinare pentru a primi doza booster. Restul se pot programa prin platforma Arovaccinare. Ca un furnicar au arătat centrele de vaccinare de la Romexpo. Sute de oameni au venit pentru a-și face cea de-a treia doză de vaccin. Printre ei și doamna Maria, în vârstă de 70 de ani. Vreau să fiu protejată de virus, să fiu sigur că pot să merg în anumite locuri și dacă, Doamne ferește, circulă virusul pe acolo, știu că fac o formă foarte ușoară. Acum, vaccinarea cu a doza a treia este recomandată persoanelor de peste 65 de ani cu boli cronice care prezintă un risc mai mare de dezvoltarea unei forme severe a bolii. De asemenea, și cei cu risc mare de expunere, cum ar fi medicii sau profesorii, se pot vaccina. Vaccinarea cu doza a treia este posibilă și pentru persoanele care au cel puțin 6 luni de la rapel. Nu vedem situația care este, ce să mai așteptăm? Să ajungem la spital, ați văzut și dumneavoastră ce. E destul de rău pentru cei care nu înțeleg că trebuie să vaccineze. Am urmărit la televizor, s-a anunțat că s-a deschis platforma de aia și am încercat din prima zi să îl fac. Simt nevoia să o fac pentru că am încredere în vaccin. Cum să nu fac a treia când s-a spus de vreo săptămână că va fi apare doza a treia? Se moare în capete și tot nu înțeleg oamenii. Doza booster, așa cum se numește, se poate administra doar cu serurile de la Pfizer și Moderna. Persoanele care s-au vaccinat cu AstraZeneca vor primi la doza a treia unul dintre cele două seruri dezvoltate prin tehnologia ARN mesager. Persoanele care au primit vaccinul de la compania Johnson & Johnson încă nu au recomandare pentru a efectua doza de rapel. În perioada următoare, datele științifice vor recomanda fie necesitatea unei doze de rapel și tipul vaccinului care ar fi benefic să fie utilizat în cazul acelor persoane. La Romexpo, cei care au vrut să se vaccineze nu au avut nevoie de programare, s-au prezentat doar cu buletinul. Prima zi a fost neașteptat de aglomerată. Încă mai așteptăm pacienți în funcție de programările de le-am aflat la ora actuală și credem că și pe zilele următoare o să avem la fel de multă aglomerație. Centrele de vaccinare de la Romexpo sunt deschise în fiecare zi între orele 8 și 20. Până acum, pe platformă au fost programate peste 25.000 de persoane vaccinarea cu doza a treia. Așa cum era preconizat, orașul de pe Bega a trecut ieri de pragul de 7,5 infectări la 1000 de locuitori. Pentru a le oferi timișorenilor posibilitatea de a se vaccina anticovid, autoritățile locale au redeschis două centre de imunizare. Astfel, în Timișoara, peste 2000 de oameni se pot vaccina zilnic. De teama virusului, în ultimele zile, numărul persoanelor care se imunizează s-a triplat. Autoritățile sanitare au decis să extindă programul centrelor la 12 ore pe zi. În total, în oraș sunt 13 centre de vaccinare, dintre care 2 drive-thru și 3 în unități sanitare. Prima doză? Super bine, da. Prima doză, sper să fac și pe a doua. Așa târziu, prima doză? Am zis că acum vine toamna. Lucrurile au început să ia razna și nu ne mai riscăm mai mult de atât. În ultima perioadă, populația județului Timiș a înțeles importanța vaccinării și numărul de persoane care se prezintă să se vaccineze a crescut semnificativ, ba chiar pot spune de 2-3 ori. În plus, se administrează doza 3, doza booster și din această perspectivă sunt foarte multe persoane care vor dori să vină să facă doza 3. De la 200-300 de persoane care se imunizau zilnic în urmă cu câteva săptămâni, acum s-a ajuns la aproape 1500 de persoane care se vaccinează în fiecare zi. De dimineață, să știți că într-adevăr au fost foarte multe persoane care au venit să vaccineze, în special cu booster, doza 3 de Pfizer. Am înregistrat printre și doza 1 de Pfizer. Mea voastră este doza 3, da? Da. Știți, de la prima și a doua doză, nu o să vă doară. Ați avut reacții adverse la, deloc, la celelalte două, nu? Nimic. Da. Asta a fost începătura. Vedem ce se întâmplă. Fiecare decide.
Eu am decis să mă vaccinez. În spitalele din Timișoara sunt internate peste 400 de persoane cu forme moderate sau severe de COVID-19. 39 dintre acestea în secțiile de terapie intensivă. Incidența cazurilor de infecție cu COVID-19 este de 7,65 la 1000 de locuitori. Practic, orașul intră în anexa 1, ceea ce înseamnă carantinare totală. Mai trebuie spus că în județ s-au înregistrat astăzi peste 550 de noi cazuri de infecție cu SARS-CoV-2. Și în Galați, oamenii au venit în număr mare pentru a treia doză a vaccinului. A treia, da. Cum a fost? A fost în regulă. Ce v-a făcut să vă faceți și a treia doză? Faptul că vreau să fiu sănătoasă și nu vreau să omor pe nimeni. Ce v-a determinat să faceți a treia doză? Am vrut ca să fiu în regulă, că am nepoței și mă duc la ei și vreau ca să nu le fac probleme. În doar 3 ore s-au vaccinat cu a treia doză 120 de gălățeni. Medicii spun însă că și numărul celor care decid să se imunizeze cu prima doză crește de la o zi la alta. Testele rapide anticovid au dispărut de pe rafturile farmaciilor din toată țara din cauza cererii tot mai crescute. Și din păcate, se pare că stocurile nu vor fi refăcute prea curând, deoarece nici în depozite situația nu este mai bună. Urmează un material filmat cu o cameră ascunsă. Teste rapide? De niciun fel. Și aici, în zonă? Nu știu ce să vă zic, că ele s-au epuizat. Noi am avut asta epuizat. Se termină repede. Nu am deloc teste. De absolut nici nazale, nici... Ce se întâmplă? Că am mai fost și la o farmacie mai încolo? Nu se mai găsesc testele de COVID. Aceasta este situația mai multe farmacii din capitală. Stocurile de teste rapide s-au epuizat atât la raft cât și în depozite. Cererea este imensă de teste rapide, mai ales în ultimele 2 săptămâni. Ne simțim de parcă eram la fel ca acum un an. Ne-am întors exact în același punct. Tocmai am mai primit încă câteva sute, tocmai pentru că știam că altfel până diseară nu am fi mai avut. În cât timp se vând aceste câteva sute de teste? Până diseară. Această criză a testelor rapide din tot mai multe farmacii din țară înseamnă că oamenii cumpără în mod frecvent și se testează acasă. Fenomenul este cu atât mai îngrijorător cu cât de cele mai multe ori aceste persoane care au rezultate pozitive la testele rapide nu le raportează, ceea ce înseamnă că în realitate în țara noastră sunt cu siguranță mai multe persoane infectate cu SARS-CoV-2 față de statisticile oficiale. Lucru pe care îl știu și farmaciștii. Mulți dintre cei care vin să cumpere teste rapide sunt fie contacti direcți, fie persoane cu simptome. Din păcate, ceea ce reclamă majoritatea este avem pe cineva care a fost confirmat la muncă, avem pe cineva care este confirmat în familie, am primit de la școală mesaj că există. Nu neapărat cei cu simptome. Și, bineînțeles, cei cu simptome, chiar dacă ar fi vorba de o viroză banală sau orice, preferă să știe că nu sunt pozitiv și pot să iasă din nou. Deși pe ambalaj se menționează că produsul este destinat exclusiv pentru uz profesional, în realitate românii se testează singuri. Mulți dintre cei care au un rezultat pozitiv nu sună niciodată la DSP. Recomandarea specialiștilor este că odată diagnosticat, pacientul să anunțe imediat autoritățile. Chiar dacă în municipiul Iași, secțiile ATI nu mai fac față numărului tot mai mare de bolnavi infectați cu SARS-CoV-2, spitalul mobil de la Lețcani a rămas în continuare închis. Noul administrator al unității medicale dă asigurări că va fi deschis în cel mai scurt timp, după finalizarea ultimelor teste la echipamentele medicale. Vă reamintim că spitalul din Lețcani a fost inaugurat în octombrie 2020, în prezența ministrului sănătății din acea perioadă, Nelu Tătaru. Deși a costat peste 13 milioane de euro și are autorizație pentru 110 locuri, spitalul a stat deschis doar 3 luni. În luna iulie, spitalul a fost preluat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași. Pentru a-i ajuta pe românii care se confruntă cu probleme în plata facturilor la energie după liberalizarea pieței și a creșterii prețurilor la gaze și electricitate pe piața mondială, guvernul promite subvenții consistente prin legea consumatorului vulnerabil, doar că totul vine la pachet cu ore bune pierdute la cozi interminabile și pagini întregi de formulare de completat. Și toate acestea în condițiile în care România a raportat ieri cel mai mare număr de infectări în 24 de ore de la începutul acestei pandemii.
Facturile la gaze și energie cresc alarmant de la o lună la alta. Pentru a ajuta pe români să depășească această iarnă, guvernul s-a angajat să suporte o parte din povara majorărilor. Modalitatea prin care va face însă acest lucru este una greoaie, care strânește deja revoltă. Practic, vom plăti facturile în integralitate, apoi vom completa un formular de 14 pagini pentru fiecare furnizor în parte. Urmează statul la coadă, în pandemie, totul pentru a depune documentele atât în format fizic cât și pe un CD. Odată întreprinse aceste demersuri birocratice, vom aștepta. Guvernul trebuie să dea banii pentru subvenții administrației locale. Ulterior, primăriile ne vor compensa facturile. Bineînțeles, ar fi existat și o soluție simplă, cea a digitalizării întregului proces. Avem noi așa ceva în România? Nu cred că avem și nu cred că o să avem vreme îndelungată de acum înainte. E un haos general. Am mutat, de fapt, problemele de plată și de contare ale guvernului prin primărie către furnizorul de agent termic, le-am mutat la populație și nu, repet, nu orice tip de populație, cea mai vulnerabilă populație. Adică, de fapt, rezolvăm vulnerabilitatea unei populații printr-o vulnerabilitate și mai mare sau o vulnerabilizare și mai mare. Procedura greoaie a ajuns și la urechile ministrului energiei. Oficialul susține că cel puțin în privința prețului gazelor, guvernul are pârghii pentru a proteja populația. Pentru a compensa facturile în ceea ce privește gazele, de unde veți lua banii acolo? Dar din dereglementarea prețului la gaze naturale, asta presupune, avem o lege de mult timp în vigoare, presupune că în momentul când prețul gazelor naturale trece peste 85 de lei, tot ce trece peste această valoare se impozitează cu 90%. Deocamdată, singura certitudine este că prețul gazelor și al energiei va fi subvenționat în această iarnă, mai precis în perioada 1 noiembrie-31 martie. Pentru anii viitori nu există niciun angajament ferm. Problema are însă o dimensiune globală. Asistăm la o creștere generalizată a prețurilor pe măsură ce statele naționale încearcă să treacă la energia verde. Right now in the process to analyzing together first of all the reason for the energy rise. What we see, it's a global phenomenon. It's not a phenomenon that is only in Europe, but it's a global phenomenon because gas prices overall are rising. În România, statul s-a angajat să suporte plata 18 bani pentru fiecare kilowatt consumat de consumatorii casnici și 25% din valoarea totală a facturilor către furnizorii de gaz. Situația mai întâlnită în Parlamentul României. Guvernul în funcție se confruntă cu două moțiuni de cenzură în același timp. Moțiunea depusă de USR Plus și AUR trebuie votată în plen, a decis ieri Curtea Constituțională, cu toate că aceeași curte i-a dat dreptate și premierului Câțu și a constatat că există un conflict juridic între executiv și Parlament. Florin Roman, vicepreședinte al Camerei Deputaților din partea PNL, susține că Parlamentul nu poate trece la votul moțiunii depuse de USR Plus și AUR până când Curtea Constituțională nu publică motivarea deciziei sale. Și tot ieri, PSD a depus o altă moțiune de cenzură semnată de 157 de parlamentari ai partidului, care va fi supusă votului în plen marțea viitoare. Colega noastră Alexandra Popescu a urmărit tot ce se întâmplă în Parlament și vine acum cu mai multe detalii. Curtea Constituțională a decis în unanimitate că există un conflict juridic între Parlament și Guvern și îi dă dreptate astfel premierului Florin Câțu. Judecătorii spun că Parlamentul trebuia să informeze Guvernul că a fost depusă moțiune de cenzură în aceeași zi și nu la câteva zile distanță, așa cum s-a întâmplat. Pe de altă parte, judecătorii spun că moțiunea trebuie să își urmeze parcursul legislativ și anume să fie dezbătută și votată în Parlament. PNL spune însă că acest lucru nu se poate întâmpla până ce nu va fi făcută publică și motivarea Curții Constituționale, așadar până atunci nu va fi dezbătută și votată această moțiune de cenzură depusă de USR Plus și AUR. Acest lucru s-a decis chiar astăzi în ședința conducerii reunite a Parlamentului. Pe de altă parte, iată, PSD a depus o altă moțiune de cenzură, o moțiune de cenzură care va fi dezbătută joi, acum, iar săptămâna viitoare, marți, va fi votată. Această moțiune se pare că este susținută și de USR Plus, ceea ce înseamnă că șansele ca săptămâna viitoare guvernul Câțu să cadă sunt extrem de mari. Premierul Florin Câțu acuză acum partidele din opoziție că vor să arunce țara în haos, în plină criză sanitară și de asemenea spune despre cele trei partide care au depus moțiuni de cenzură că sunt irresponsabile.
Cum arăta ploaia de dimineață? Mă lua cu frisoane. Mă așteptam la o vreme mai bună astăzi decât ieri. Bună dimineața, bună dimineața tuturor. Nu, nu ai zis că vine Georgia și aduce ploaia. Corect, te-am menționat. Nu este corect, că și la Marina au fost ploi și vreme... Nu ne aduceva minte. Nu țineți minte nimic, nu? Nu, nu. Avem astăzi, avem așa, ploi, vânt și temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei. Bine ai revenit, Georgia. Bine v-am regăsit. Vin cu detalii chiar acum. În Europa predomină aspectul închis al vremii, mai ales în jumătatea de est a teritoriului. Ploi mai serioase sunt anunțate în Danemarca și Olanda. Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în sudul Spaniei, al Italiei și al Greciei. În rest, vorbim de vreme ușor mai rece față de ziua anterioară. Iată, 20 de grade avem în Viena cu cer senin, 17 în Paris și 15 la Londra. Astăzi, în sudul, estul și centrul țării va fi mai rece decât normalul perioadei. Sunt anunțate și ploi din când în când cerul se va înnora în jumătatea de vest și doar cu totul izolat este posibil să, sunt posibile să apară câteva picături în partea de sud-est. Vântul o să bată cu putere la munte, în Banat, Dobrogea și în Transilvania, iar temperaturile maxime, iată, pornesc de la 13 grade și nu trec de 22. 22 de grade vor fi astăzi la Timișoara. În București, ziua de astăzi aduce vreme rece pentru sfârșitul lunii septembrie. Nu vor lipsi nici norii, iar temperatura maximă urcă doar până la 19 grade. Nici în următoarele două zile, să știți că nu se schimbă prea mult lucrurile, rămânem cu vreme închisă și mai rece decât în mod obișnuit. Joi se vor atinge în jur de 18-19 grade, iar vineri termometrele nu vor arăta mai mult de 18 grade. Mulțumim tare mult, Georgia! Chiar dacă nu suntem la sfârșit de an, specialiștii din industria de gaming au făcut deja un top al celor mai bune jocuri lansate în acest an. Care este cel mai bun joc? Aflăm în scurt timp la Trend IT după publicitate. Când revenim, vă lăsăm să descoperiți cronica expresă a zilei. A treia cea mai mare poluare a aerului în zonele urbane din UE. O poluare mai mare se înregistrează doar în Bulgaria și Polonia. La polul opus, concentrația este cea mai scăzută în Estonia, Finlanda și Suedia. Concentrația medie anuală de particule fine în zonele urbane ale UE a scăzut considerabil în ultimii ani, dar continuă să fie cu 20% peste nivelul recomandat de OMS. Exploatările clasice de cărbune sunt pe cale de a fi închise definitiv la nivel global. 7 dintre cele mai mari economii ale lumii s-au pus de acord să oprească finanțarea proiectelor energetice pe bază de exploatare a cărbunelui până la finalul acestui an. Este o încercare de a întrerupe sprijinul pentru exploatarea combustibililor fosili și pentru a atinge țintele globale legate de criza climatică. Revenit, doamnelor și domnilor. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei dimineți. Plan roșu de intervenție aseară pe aeroportul din Iași. Un avion în care erau 106 pasageri a rămas fără trenul de aterizare. Aeronava s-a învârtit minute în șir deasupra orașului pentru a consuma combustibilul din rezervoare. În cele din urmă a reușit să aterizeze în siguranță. Număr record de infectări de la începutul pandemiei de coronavirus. La ultima raportare au fost înregistrate peste 11.000 de cazuri noi. Capitala este pe primul loc cu aproape 2.000 de îmbolnăviri, urmată de județele Timiș și Cluj. Peste 25.000 de oameni s-au vaccinat cu a treia doză în prima zi de imunizare. Pe platforma Rovaccinare s-au programat deja mai mult de 32.000 de doritori. Și legea consumatorului vulnerabil, care ar trebui să-i ajute pe români la plata facturilor la energie, mai mult îi încurcă. Pentru a primi subvenții la curent și gaz, oamenii trebuie să stea la cost și trebuie să completeze formulare cu zeci și zeci de pagini. Care sunt jocurile pe care nu trebuie să le ratați anul acesta și... Și unde a fost deja dat startul ofertelor online de gaming, aflăm chiar acum la Trend IT alături de Bianca Iordache. Mm.
Bun găsit tuturor! Iată că începutul de săptămână vine cu noi știri din industria de jocuri video. De la marele anunț din partea celei mai mari companii de gaming cu topul jocurilor de anul acesta până la deschiderea unui magazin virtual cu o mulțime de oferte disponibile, aflăm de la Bogdan Timuș. Bună dimineața! Bună dimineața! Într-adevăr, așa cum ai spus, am avut parte de o nouă porție de știri majore. Chiar data asta chiar pot să spun că sunt majore față de ce am mai spus până acum, pentru că pe lângă ce au prezentat Microsoft, ce a venit Nintendo, ce au mai venit și alții, a venit PlayStation cu prezentarea lor cea mai mare. De obicei au prezentări mai mici numite State of Play, asta a fost showcase, adică ca așa atunci când cineva vine cu o mașină și îți arată cel mai nou model al lor. E bine, ei nu au venit cu o consolă nouă data asta, deși au prezentat un anul trecut, nu au venit cu niște știri destul de mari. Cea mai mare surpriză care a încălzit cumva atmosfera din eveniment a fost un remake pentru Star Wars Knights of the Old Republic, un clasic pe care mulți oameni l-au jucat și îl îndrăgesc și acum și chiar au fost foarte mult surprinși de ideea asta că, băi, un joc ce era înainte foarte Microsoft a ajuns să fie pentru toată lumea, pentru că am înțeles că se va relansa și pe Switch și pe PlayStation, ceea ce e destul de interesant. Acum rămâne de văzut cum o să arate acest joc, pentru că este făcut de o firmă pe care nu am văzut-o până acum. Dar lăsând asta deoparte, au mai fost ce drept câteva mici update-uri, dar au venit anunțurile mari. Avem Gran Turismo nou, un joc de mașini super simulator pentru fanii de simulatoare, asta cred că este cel mai top anunț de până acum, și desigur surprizele pentru jocurile exclusive precum Spider-Man. Au anunțat Marvel Spider-Man 2. După ce ne-au tot oferit Marvel Spider-Man primul, ne-au oferit Miles Morales, acum a venit și Spider-Man 2, care, surprinzător, s-a nimerit să fie perfect cu anul ăsta când s-a anunțat deja două filme, care au legătură cu Spider-Man. Avem filmul Spider-Man din decembrie și filmul din octombrie cu Venom, care, surprinzător, apare și el în Marvel Spider-Man 2 la final de trailer. Deci, cumva s-au lipit foarte, foarte bine și s-a văzut asta și după ce s-a postat trailerul că a nenorocit în vizualizare. A fost demențial și, desigur, o continuare pentru noul God of War, cumva reinventarea seriei God of War, dacă să o luăm așa. A venit God of War Ragnarok, care a nenorocit și acolo la fel, o super prezentare, destul de lungă, cu o tonă de detalii și mai ales ne-a făcut curios de ce Dumnezeu se întâmple, pentru că ăsta să fie ultimul God of War din această serie. Surprinzător, nu știu cum de s-au decis să termine la 2, nu la 3. Cu toate anunțurile astea noi, ce ne așteptam la continuări, au venit și lucruri noi de-a bine, adică de nimeni nu știa, toată lumea a fost super surprinsă, pentru că tot am vorbit de universul Marvel, a venit Wolverine, da, în sfârșit o să avem un joc Wolverine după, cred că, peste 10 ani de la ultimul joc Wolverine standalone. Până acum a fost Wolverine doar în diverse jocuri cu X-Men sau chestii genul ăsta, dar acum este Wolverine standalone, dar nu a arătat foarte mult, auzi doar că lucrează, de aceea multe jocuri au fost cumva anunțate pentru la anul sau poate puțin pentru peste 2 ani, știi, acum rămâne de văzut cum se demarează totul și dacă o să meargă tot procesul lin sau nu. Și desigur a venit și o surpriză pentru jucătorii de PC, pentru că nu doar vorbim de exclusive, Uncharted 4, ultimul Uncharted de pe PlayStation, va sosi și pe PC împreună cu acel DLC standalone, am uitat exact numele, dar este destul de interesant și acela este chiar destul de lung comparativ cu un joc normal. Pe de altă parte, săptămâna aceasta s-a lansat și primul magazin virtual cu oferte până pe 7 octombrie. Da, cei de la Focus Interactive, așa cum foarte multe firme mai nou încep să-și facă propriile magazine, cum Steam a fost magazinul principal, acum avem Epic Games, apoi a venit Bethesda cu magazinul lor și a venit și acum și Focus Interactive cu magazinul lor. Bine, mai sunt și multe altele, dar nu stau să le număr pentru că deja cred că ne-ar trebui o listă destul de mare. Și da, vin cu niște oferte speciale pentru jocurile lor. I-au scos un joc destul de interesant, ca să fie ceva cred că mai cunoscut dintre toate, cred că este Plague Tale Innocence, un joc unde se petrece tot în perioada unei pandemii de astea de șobolani, să zicem. Deci controlezi efectiv o armată de șobolani și vezi exact cum erau vremurile pe atunci când toată boala asta se transmitea prin intermediul șobolanilor, dar tu cumva ai ceva putere asupra lor. Și acel joc primește și o continuare. Cred că am vorbit de el când a fost tot anunțurile cu E3. Am vorbit și de el, dar acum aparent primul este disponibil la o ofertă pe acest magazin virtual nou.
Încă o veste bună pentru utilizatori. S-a lansat Pokémon Unite pentru Android și pentru iOS. Spune-mi tu, te rog. Pokémon Unite era ce drept lansat inițial doar pentru Nintendo Switch. Era un joc în stilul League of Legends, dar mult mai simplificat și mult mai simpatic pentru mare parte pentru toată lumea. Pentru că, până la urmă, Pokémon este pentru toate vârstele, nu are o limită superioară sau inferioară. Dar cumva acum l-au transpus și pentru mobile. Ceea ce este destul de interesant, pentru că până acum totul era prins pe Nintendo Switch, cei drept au scăpat câteva jocuri și pe alte platforme, dar în mare parte tot ce însemna Mario, Pokémon și toate astea erau pe Switch. Ce drept, Nintendo a venit și cu alte anunțuri fix acum câteva zile, au anunțat Bayonetta 3 și un joc nou din seria Kirby, acel Mutsulache Rozaliu care mănâncă orice și se transformă în ceea ce mănâncă. Mulțumesc, Bogdan! Cu mare plăcere! Acesta a fost momentul din Trend IT. Noi ne vedem și mâine, pe curând! Apariție mai puțin obișnuită în centrul orașului american Atlanta. În zona de birouri și-a făcut apariție o turmă de capre. Animalele au stănit amuzamentul angajaților și le-a descrețit frunțile. I'm so confused. Yeah, that's what I'm saying, like. Wow. Wow. Zeci de filmări cu caprele care se plimbau nestingherite pe străzile din Atlanta au împânzit rețelele sociale. Amuzați corporatiști din zona au ieșit din birouri pentru a filma neobișnuita scenă. I thought they were going to bucket me because I saw a lot of internet videos. I thought they were just vicious. Nah, they're real cool. They're real friendly. I love goats, so I was like, I have to come like get pictures, and they're so cute and they're really friendly. Like you wouldn't think they're just like kind of minding their own business. La scurt timp, autoritățile au sosit la fața locului și au instalat un gard provizoriu. Ulterior au dat și de urma proprietarilor. Este vorba de un cuplu care face afaceri cu lapte și care deține o mică fermă la periferia Atlantei. So we're not quite exactly sure how they got out yet. We're going to go back and check the fencing. Un incident similar a avut loc și în urmă cu câteva zile în capitala italiană, Roma. Protagoniștii în acest caz au fost însă zeci de porci mistreți care se plimbau liniștiți pe străzi pe lângă mașini și pietoni. Aceasta a fost prima oră de Focus la prima oră. Ne revedem în câteva minute la Optix, vă așteptăm. Deci gândește-te că tu trebuie să te duci să stai la coadă pentru a fi în, cu contractul, știi, cu vulnerabilul, cu energia. Da, legea consumatorului și vulnerabil, așa este. 14 pagini și tu stai la coadă și avem 2000 de cazuri. Și e pandemie. Așa este. Doamnelor și domnilor, Euro 8, am revenit. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei dimineți. Plan roșu de intervenție aseară pe aeroportul din Iași, un avion în care erau 106 pasageri a rămas fără trenul de aterizare. Aeronava s-a învârtit minute bune în cir deasupra orașului pentru a consuma combustibilul din rezervoare. În cele din urmă a reușit să aterizeze în siguranță. Legea consumatorului vulnerabil, care ar trebui să-i ajute pe români la plata facturilor la energie, mai mult îi încurcă. Pentru a primi subvenții la curent și gaze, oamenii trebuie să stea la cozi și trebuie să completeze formulare cu zeci de pagini. Număr record de infectări de la începutul pandemiei de coronavirus. La ultima raportare au fost înregistrate peste 11.000 de cazuri noi. Capitala este pe primul loc cu aproape 2.000 de noi îmbolnăviri, urmată de județele Timiș și Cluj. Și peste 25.000 de oameni s-au vaccinat cu a treia doză în prima zi de imunizare. Pe platforma RoVaccinare s-au programat deja mai mult de 32.000 de doritori. Alertă pe aeroportul din Iași. Un avion care venea din orașul olandez Eindhoven și care trebuia să aterizeze pe aeroportul din capitala Moldovei a rămas fără trenul de aterizare. Cum a reușit pilotul să aducă în siguranță avionul la sol fără ca nimeni să fie rănit și ce au spus reprezentanții aeroportului din Iași, aflăm chiar acum de la colega noastră, Daria Diaconiuc. Bună dimineața, Daria! Bine te-am regăsit, Daria! Bun găsit! Iată că scurgerea hidraulică a produs blocarea unei roți și avionul a ajuns pe burtă. A fost atunci activat și planul roșu, dar toți cei 106 oameni practic au ajuns cu bine la sol. Nu a fost nevoie de intervenția echipajelor ISU și a celor de la SMURD care au ajuns aici. Reprezentanții aeroportului spun că vina nu le aparține și că totul a ținut de aeronavă. Cei de la compania care deține această aeronavă au explicat
explicat faptul că acum ea este în verificări și își cere scuze față de pasagerie, dar decizia pilotului a fost ca aceștia să ajungă în siguranță și, bineînțeles, și aeronava să ajungă în stare cât mai bună la sol. 28 septembrie, ora 19:24, Isuiaș a fost informat despre faptul că o aeronavă cu 106 pasageri a bord, care venea de Eindhoven, prezenta probleme tehnice la trenul de aterizare. Iar pentru asigurarea tuturor măsurilor specifice și acorda asistenței medicale de urgență la nevoie, a fost activat planul roșu de intervenție. La locul evenimentului au fost alocate 16 autospecialiști SUSMURT și 2 ambulanțe SAJ Iași. La ora 19:35, aeronava a aterizat pe pistă fără probleme, iar în urma evaluării niciun pasager nu a prezentat afecțiuni medicale. Să-mi dai Dumnezeu sănătate, că era să murim. Dar v-au zis ce s-a întâmplat? Da. Nu s-a deschis trenul de aterizare. Aha, de v-au zis ne-am zis adevărul, s-au comportat în general. A fost... ok. Ce v-au zis? Carnetele, pilotul, ce v-au zis în Nu sunt probleme. S-a scuduit în locul în aer? Nu au fost voci care au spus că nu deloc. Nu deloc. Nu deloc și chiar aterizarea a fost foarte lină. Pe 3 roți. Pe 2 roți a fost foarte lină, foarte bine. 11.049 de infectări într-o singură zi în România. Este cel mai mare număr de îmbolnăviri de la începutul pandemiei de coronavirus. În București au fost raportate 1.912 de noi cazuri. Numărul de infectări este de 4 ori mai mare față de județul aflat pe locul 2. În Timiș au fost înregistrate 564 de îmbolnăviri, iar pe locul 3 se situează județul Cluj cu 396 de noi îmbolnăviri. De la o zi la alta, situația devine tot mai gravă, iar asta se vede cel mai bine în secțiile de terapie intensivă, unde pacienții COVID așteaptă eliberarea unui pat pentru a supraviețui. Colega noastră Carmen Gheorghe a urmărit acest subiect și are toate cifrele. În ultimele 24 de ore s-au infectat cu virusul SARS-CoV-2 peste 11.000 de români. Cea mai gravă situație este însă în capitală, aici unde rata de incidență a ajuns deja la 5,57. Odată ce va depăși pragul de 6, autoritățile vor impune noi restricții. Observăm o situație gravă și atunci când vorbim de decese. 208 oameni care erau infectați cu virusul SARS-CoV-2 au murit. Este vorba de 99 de bărbați și 109 femei. 13 dintre aceste persoane însă au pierdut lupta cu boala, deși nu aveau comorbidități. Pe zi ce trece, crește și presiunea pe sistemul sanitar. În acest moment, în spitale sunt internați peste 11.000 de pacienți, iar 1.267 se află la terapie intensivă. Din totalul internărilor, 306 sunt minori, iar în acest moment la ATI luptă să trăiască 17 copii. În acest moment mai sunt disponibile în toată țara 26 de paturi la terapie intensivă, iar 11 dintre acestea sunt în spitalele din București. Au fost efectuate peste 25.000 de teste PCR și peste 48.000 de teste rapide antigenice. Din cauza numărului foarte mare de infectări, Ministrul Sănătății spune că este posibil ca certificatul verde să devină obligatoriu în anumite domenii. Adică la angajații de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și de la Inspectoratul General de Aviație, dar și cei din laboratoarele medicale, ar putea să meargă la muncă doar dacă dețin un certificat verde. Este o măsură necesară în această perioadă, este o măsură care se aplică pe perioada stării de alertă, un proiect legislativ care va fi introdus în guvern și cu care guvernul se va prezenta în Parlament. În cazul în care persoana respectivă nu este vaccinată și nici nu a trecut prin boală, trebuie să prezinte conducătorului unității, respectiv unității medicale, fie că vorbim de public, fie că vorbim de privat, trebuie să prezinte aceste teste. Testele se fac pe cheltuiala proprie. În total, în sistemul sanitar s-au vaccinat 70% dintre angajați. Cei care însă nu au făcut-o și care merg la muncă fără să aibă certificatul verde riscă sancțiuni grave. Va fi suspendat contractul individual de muncă, respectiv după 30 de zile de la suspendare poate avea loc și încetarea contractului de muncă. De asemenea, proiectul de lege prevede și sancțiuni care se aplică conducătorului unității sanitare în cazul în care nu respectă prevederile acestei legi. Președintele Comisiei Europene privește cu ochii buni decizia autorităților din România. Vaccination is of utmost importance. And I ask everybody to take the opportunity to get vaccinated. Vaccination saves lives,
It protects you, but it also protects your loved ones. I think it is national competence to decide on how to convince people to get the vaccination. Până azi, la noi în țară s-au vaccinat cu schema completă aproape 5 milioane și jumătate de oameni. Este criză de teste rapide în farmacii. De ce nu se mai găsesc și când vor ajunge din nou pe rafturile farmaciilor? Aflăm imediat de la Focus la prima oră. Până atunci însă vorbim despre doi avocați din Cluj-Napoca care au reușit să demonstreze în instanță că restricțiile din starea de alertă nu au fost necesare și au cerut anularea lor. Mai mult, Curtea de Apel Cluj le-a dat câștig de cauză și în privința condiționării unor activități de prezentare a certificatului verde. Chiar dacă decizia nu este una definitivă, vorbim deja de un precedent. Astfel, oricine se simte nedreptățit poate să atace în instanță deciziile guvernului. Bianca Baraboi are mai multe detalii despre acest caz. Bună dimineața, Bianca! Bună dimineața, Bianca! Bună dimineața! Cei doi avocați din Cluj-Napoca au cerut instanței să anuleze trei hotărâri ale Guvernului României. Două dintre actele normative vizează prelungirea stării de alertă, iar a treia reglementează folosirea așa numitului certificat verde pentru unele activități. Vorbim despre decizia din 5 august referitoare la prelungirea stării de alertă, dar și de următoarea, cea din 9 septembrie. Surpriza a venit și în ceea ce privește condiționarea unor activități de certificatul verde. Hotărârea din 17 septembrie este cea care reglementează folosirea în unele zone și la unele activități așa numitul certificat verde COVID, care atestă că o persoană este vaccinată anticovid, că aceasta a trecut prin boală în ultimele 6 luni sau că poate prezenta un test negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2. Pledoaria acestora s-a axat pe discriminarea la care sunt supuși cetățenii, pe faptul că guvernul nu are dreptul să condiționeze participarea acestora la evenimente publice sau private în funcție de deținerea unui test COVID negativ sau a unui certificat de vaccinare. De asemenea, instanța a respins cererea de daune morale solicitată de reclamanți. Sentința poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile, iar o soluție definitivă în acest dosar va fi dată de judecătorii Curții Supreme. Nu știm deocamdată dacă decizia de anulare finală va fi în favoarea celor doi sau cum se vor folosi ei de această victorie. Atât de aici, la revedere! Mulțumim, Bianca! Peste 25.000 de români au trecut pragul centrelor de imunizare în prima zi în care a fost administrată și cea de-a treia doză a vaccinului anticovid. Cei care se încadrează în categoria de risc se pot prezenta oricând în centrele de vaccinare pentru a primi doza booster. Restul se pot programa prin platforma RoVaccinare. Ca un furnicar au arătat centrele de vaccinare de la Romexpo. Sute de oameni au venit pentru a-și face cea de-a treia doză de vaccin. Printre ei și doamna Maria, în vârstă de 70 de ani. Vreau să fiu protejată de virus, să fiu sigur că pot să merg în anumite locuri și dacă, Doamne ferește, circulă virusul pe acolo, știu că fac o formă foarte ușoară. Acum, vaccinarea cu a doza a treia este recomandată persoanelor de peste 65 de ani cu boli cronice care prezintă un risc mai mare de dezvoltarea unei forme severe a bolii. De asemenea, și cei cu risc mare de expunere, cum ar fi medicii sau profesorii, se pot vaccina. Vaccinarea cu doza a treia este posibilă și pentru persoanele care au cel puțin 6 luni de la rapel. Nu vedem situația care este, ce să mai așteptăm? Să ajungem la spital, ați văzut și dumneavoastră ce e destul de rău pentru cei care nu înțeleg că trebuie să vaccineze. Am urmărit la televizor, s-a anunțat că s-a deschis platforma de aia și am încercat din prima zi să îl fac. Simt nevoia să o fac pentru că am încredere în vaccin. Cum să nu fac a treia când s-a spus de vreo săptămână că va fi apare doza a treia? Se moare în capete și tot nu înțeleg oamenii. Doza booster, așa cum se numește, se poate administra doar cu serurile de la Pfizer și Moderna. Persoanele care s-au vaccinat cu AstraZeneca vor primi la doza a treia unul dintre cele două seruri dezvoltate prin tehnologia ARN mesager. Persoanele care au primit vaccinul de la compania Johnson & Johnson încă nu au recomandare pentru a efectua doza de rapel. În perioada următoare, datele științifice vor recomanda fie necesitatea unei doze de rapel și tipul vaccinului care ar fi benefic să fie utilizat în cazul acelor persoane. La Romexpo, cei care au vrut să se vaccineze nu au avut nevoie de programare. S-au prezentat doar cu buletinul. Prima zi a fost neașteptat de aglomerată.
Încă mai așteptăm pacienți în funcție de programările de le-am aflat la ora actuală și credem că și pe zilele următoare o să avem la fel de multă aglomerație. Centrele de vaccinare de la Romexpo sunt deschise în fiecare zi între orele 8 și 20. Până acum, pe platformă au fost programate peste 25.000 de persoane vaccinarea cu doza a treia. Testele rapide anticovid au dispărut de pe rafturile farmaciilor din toată țara din cauza cererii tot mai crescute. Și din păcate se pare că stocurile nu vor fi refăcute prea curând, deoarece nici în depozite situația nu e mai bună. Urmează un material filmat cu o cameră ascunsă. Teste rapide? De niciun fel. Și aici, în zonă? Nu știu ce să vă zic, că ele s-au epuizat. Noi am avut asta epuizat. Se termină repede. Nu am deloc teste. De absolut nici nazale, nici... Ce se întâmplă? Că am mai fost și la o farmacie mai încolo. Nu se găsesc testele de COVID. Aceasta este situația mai multe farmacii din capitală. Stocurile de teste rapide s-au epuizat atât la raft cât și în depozite. Cererea este imensă de teste rapide, mai ales în ultimele două săptămâni. Ne simțim de parcă eram la fel ca acum un an. Ne-am întors exact în același punct. Tocmai am mai primit încă câteva sute, tocmai pentru că știam că altfel până diseară nu am fi mai avut. În cât timp se vând aceste câteva sute de teste? Până diseară. Această criză a testelor rapide din tot mai multe farmacii din țară înseamnă că oamenii cumpără în mod frecvent și se testează acasă. Fenomenul este cu atât mai îngrijorător cu cât de cele mai multe ori aceste persoane care au rezultate pozitive la testele rapide nu le raportează, ceea ce înseamnă că în realitate în țara noastră sunt cu siguranță mai multe persoane infectate cu SARS-CoV-2 față de statisticile oficiale. Lucru pe care îl știu și farmaciștii. Mulți dintre cei care vin să cumpere teste rapide sunt fie contacți direcți, fie persoane cu simptome. Din păcate, ceea ce reclamă majoritatea este avem pe cineva care a fost confirmat la muncă, avem pe cineva care este confirmat în familie, am primit de la școală mesaj că există. Nu neapărat cei cu simptome. Și, bineînțeles, cei cu simptome, chiar dacă ar fi vorba de o viroză banală sau orice, preferă să știe că nu sunt pozitiv și pot să iasă din nou. Deși pe ambalaj se menționează că produsele se destinate exclusiv pentru uz profesional, în realitate românii se testează singuri. Mulți dintre cei care au un rezultat pozitiv nu sună niciodată la DSP. Recomandarea specialiștilor este că odată diagnosticat, pacientul să anunțe imediat autoritățile. În secția de terapie intensivă a Spitalului Județean din Suceava nu mai e niciun pat liber. Pacienții COVID sunt nevoiți să aștepte ore în șir până când se eliberează un loc. Secția de pediatrie a spitalului a devenit un focar de COVID, iar doi nou-născuți infectați cu SARS-CoV-2 au murit după ce au fost transferați de la Suceava la Iași. Micuții se născuseră cu probleme cardiace. Colegul nostru, Cristian Cosmaciu, are mai multe detalii despre situația din spitalul din Suceava. Cei trei pacienți au stat o noapte întreagă intubați pe holurile de la secția de primiri urgențe a spitalului. Cei trei bărbați au 58, 65, respectiv 81 de ani. Doi dintre aceștia erau deja internați în spital, în timp ce al treilea ajunsese chiar în acea noapte, la ora 2, la urgențe, starea lui fiind una deplorabilă. Ore în șir s-a încercat transferul celor trei bolnavi la alte spitale din țară, însă nu s-au găsit nicăieri locuri disponibile. În cele din urmă, aceștia ar putea fi transferați tocmai la Mangalia, însă momentan se caută soluții mai aproape de Suceava. În ceea ce privește secția de pediatrie, este important de știut că atât cei nouă copii cât și mamele lor au fost depistați pozitiv cu COVID. Așadar, cu 18 cazuri de coronavirus, secția a fost transformată în pediatrie COVID. Până acum, în spital erau disponibile 16 locuri pentru copiii bolnavi cu noul virus, însă medicii spun că numărul acestora va fi oricum suplimentat în perioada următoare, dată fiind creșterea cazurilor din județ. Atât de aici, la revedere! 99% dintre părinții unor elevi ai unei școli din România refuză testarea de orice fel pentru copiii lor, susține ministrul Educației Sorin Câmpeanu. Este rezultatul unui sondaj realizat într-o unitate de învățământ în care părinții doreau condiții sigure pentru elevi, dar nu erau de acord cu testarea și nici cu vaccinarea anticovid. Părinții nu sunt de acord nici măcar cu teste realizate prin extract nazal, faringian sau extract din salivă. Și
Și în timp ce părinții din România nu vor testare, prin alte țări situația e puțin diferită, în Franța toți elevii dintr-o clasă în care a fost depistat un caz pozitiv vor fi testați anticovid. Testarea se va face pentru a evita închiderea totală a școlii și pentru a fi izolați doar cei care s-au infectat cu noul coronavirus. Ministrul Educației de la Paris a precizat că dacă părinții unui elev refuză testarea copilului, atunci respectivul elev va fi declarat pozitiv din oficiu și nu va mai putea participa fizic la cursuri. Pentru a ajuta pe românii care se confruntă cu probleme în plata facturilor la energie după liberalizarea pieței și a creșterii prețurilor la gaze și electricitate pe piața mondială, guvernul promite subvenții consistente prin legea consumatorului vulnerabil. Doar că totul vine la pachet cu ore bune pierdute la cozi interminabile și pagini întregi de formulare de completat. Și toate acestea în condițiile în care România a raportat ieri cel mai mare număr de infectări în 24 de ore de la începutul pandemiei. Facturile la gaze și energie cresc alarmant de la o lună la alta. Pentru a ajuta pe români să depășească această iarnă, guvernul s-a angajat să suporte o parte din povara majorărilor. Modalitatea prin care va face însă acest lucru este una greoaie, care strânește deja revoltă. Practic, vom plăti facturile în integralitate, apoi vom completa un formular de 14 pagini pentru fiecare furnizor în parte. Urmează statul la coadă, în pandemie, totul pentru a depune documentele atât în format fizic cât și pe un CD. Odată întreprinse aceste demersuri birocratice, vom aștepta. Guvernul trebuie să dea banii pentru subvenții administrației locale. Ulterior, primăriile ne vor compensa facturile. Bineînțeles, ar fi existat și o soluție simplă, cea a digitalizării întregului proces. Avem noi așa ceva în România? Nu cred că avem și nu cred că o să avem vreme îndelungată de acum înainte. E un haos general. Am mutat, de fapt, problemele de plată și de contare ale guvernului prin primărie către furnizorul de agent termic, le-am mutat la populație și nu, repet, nu orice tip de populație, cea mai vulnerabilă populație. Adică, de fapt, rezolvăm vulnerabilitatea unei populații printr-o vulnerabilitate și mai mare sau o vulnerabilizare și mai mare. Procedura greoaie a ajuns și la urechile ministrului energiei. Oficialul susține că cel puțin în privința prețului gazelor, guvernul are pârghii pentru a proteja populația. Pentru a compensa facturile în ceea ce privește gazele, de unde veți lua banii acolo? Dar din dereglementarea prețului la gaze naturale, asta presupune, avem o lege de mult timp în vigoare, presupune că în momentul când prețul gazelor naturale trece peste 85 de lei, tot ce trece peste această valoare se impozitează cu 90%. Deocamdată, singura certitudine este că prețul gazelor și al energiei va fi subvenționat în această iarnă, mai precis în perioada 1 noiembrie-31 martie. Pentru anii viitori nu există niciun angajament ferm. Problema are însă o dimensiune globală. Asistăm la o creștere generalizată a prețurilor pe măsură ce statele naționale încearcă să treacă la energia verde. Right now in the process to analyzing together first of all the reason for the energy rise. What we see, it's a global phenomenon. It's not a phenomenon that is only in Europe, but it's a global phenomenon because gas prices overall are rising. În România, statul s-a angajat să suporte plata 18 bani pentru fiecare kilowatt consumat de consumatorii casnici și 25% din valoarea totală a facturilor către furnizorii de gaz. Noi acuzații la adresa liderului USR, Dan Barna. Departamentul de luptă antifraudă a trimis la DNA un nou dosar care îl vizează pe fostul vicepremier. Este vorba despre proiectul Biblioteca Bunelor Practici. Potrivit inspectorilor DLAF, în urma verificărilor au rezultat, cităm, indicii privind posibila săvârșirea unor fapte de natură penală. Am încheiat citatul. Dan Barna a reacționat pe rețelele sociale și a scris că sesizarea a fost dispusă de o instituție care se află în subordinea premierului Florin Câțu. Liderul USR a mai precizat că nu e întâmplător faptul că acuzele îi sunt aduse înaintea votului la moțiunea de cenzură. Premierul Florin Câțu a organizat o conferință de presă, prima în calitate de președinte al PNL, care s-a terminat după doar 3 minute. Șeful executivului a declarat că rămâne deschis colaborării cu USR Plus, chiar dacă aceștia vor vota o moțiune împotriva guvernului pe care îl conduce. Apoi Florin Câțu a refuzat să mai răspundă altor întrebări și a plecat. Reprezentanții guvernului susțin că premierul a întrerupt conferința de presă deoarece a crezut că afirmațiile sale nu mai erau de interes pentru jurnaliști. Eu vă spun, decizia Partidului Național Liberal, aceea de a rămâne deschis unei discuții cu cei de la USR în această perioadă, varianta dumneavoastră până în cazul în care aceștia își mențin prima moțiune care ajunge în plenul reunit va fi votată de USR.
Și eu vă repet, decizia noastră. Eu vă spun ce facem noi. Noi, Partidul Național Liberal, rămânem deschiși. Mulțumesc mult de tot, altfel nu puteți să discutăm. O vânzătoare din Galați a reușit să pună pe fugă un bărbat care a vrut să cumpere țigări cu o bagnotă de 500 de lei. Suma mare de bani a atras atenția femeii, care s-a uitat cu atenție la bagnotă și a observat imediat că era falsă. Prins asupra faptului, individul s-a făcut nevăzut, iar acum e căutat de oamenii legii. Momentul în care bărbatul pătrunde în magazin cu gândul să o păcălească pe vânzătoare a fost surprins de camerele de supraveghere. Individul intră vorbind la telefon și cere un pachet de țigări. Pune pe teșghea bagnota falsă și speră ca vânzătoarea să nu-și dea seama. Însă acesta observă imediat falsul. Banii erau trași la Xerox. Aveți bani? Ce bani? Vreți să-ți faci rog din mine, le schimb poliția? Nu, dar nu. Dar vreți să schimb poliția acum? Nu, doamnă. Dar vreți să schimb poliția? Nu. Ia să schimb poliția. Nu, doamnă. Nu, nu, nu. Și femeia nu s-a lăsat, așa că a alertat poliția. Acum sunt la poliție, la... a venit domnii, s-a autosesizat. Era un fals grosolan, așa? Da, foarte grosolan. O anchetă este acum în curs. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate s-au autosesizat pentru comiterea infracțiunilor de fals de monedă și punerea în circulație de valori falsificate și efectuează toate activitățile necesare în această cauză. Urmează acum ca oamenii legii să dea de urma bărbatului. Un sondaj recent privind vaccinarea anticovid în rândul gravidelor arată faptul că peste 80% dintre femeile însărcinate care au răspuns chestionarului au declarat că nu sunt imunizate. Invitatul nostru de la această oră este medicul obstetrician Chadi Muhidli. Bună dimineața, domnule doctor! Bine ați venit alături de noi! Bună dimineața, bine v-am găsit! Bun, ce riscă femeile care fac această boală? După cum bine știți, tulpina Delta este o tulpină destul de agresivă, se transmite foarte ușor și trebuie să știm că femeia gravidă are imunitatea scăzută, așa funcționează sarcina. Din start, înainte să apară acest virus, femeia gravidă era o femeie cu unde trebuia un pic mai multă atenție, cu risc mai mare să prindă boli contagioase, gripă și așa mai departe. Deci poate să facă mai ușor această boală și poate să facă forme mai grave de COVID-19. Dumneavoastră ați avut astfel de cazuri și pe lângă această întrebare aș vrea să vă întreb dacă au existat cazuri, a fost și risc de deces? Da, am avut cazuri cu graviduțe cu COVID. E drept că unele dintre ele au avut forme ușoare, pierderea mirosului, gustului sau o gripă ușoară, dar au fost, cum v-am și spus, riscul există, e mai mare la femeie gravidă, au fost paciente care au decedat. Chiar a fost un... adică, mă rog, nu dau nume, evident, a fost un caz care a ajuns și la televizor, pentru că a decedat la 30 și ceva de săptămâni și au avut timp să-i facă cezariană și să salveze copilul și, Doamne ajută-ne, copilul trăiește, dar mama a murit la câteva ore după. Domnule doctor, lumea se sperie de vaccin. Prezintă acest vaccin, oricare ar fi el, un risc pentru mamă și pentru făt, poate fi făcut acest vaccin sau care e recomandarea dumneavoastră? În timpul sarcinii sau înainte, atunci când ne gândim că am vrea să rămânem însărcinați? Hai să o luăm așa, ideal. Ideal ar fi dacă un cuplu știe că vrea să se apuce de un bebe, să vină la medicul ginecolog să-și facă analizele de secreții, de Papa Nicolau, analizele de serologie, sida, sifilis, hepatită B și C. Și atunci, dacă ajung la medicul ginecolog înainte, dacă ar veni la mine, de exemplu, le-aș recomanda. Ideal ar fi înainte să ne apucăm de bebe, să facem amândoi vaccinul. Să fim protejați și pe timpul sarcinii, așa, este și doamna protejată și, de fapt, și soțul care a făcut vaccinul protejează ca să nu-i transmită mai departe. Bun, știm cu toții că acum și cei vaccinați fac forme ușoare de boală, și pot să transmită, dar transmit mult mai greu această boală decât o persoană nevaccinată. De aia zic, ideal ar fi să se vaccineze amândoi din cuplu, amândoi. Dar dacă ne uităm la țări, cum ar fi Statele Unite ale Americii sau Israelul, ei au început deja vaccinarea la gravide și la lăuze. Da? Deci vaccinarea la gravide și la tinerele mămici care alăptează. Deci ei au început deja vaccinarea. Această vaccinare încă nu este recomandată de către Agenția Europeană a Medicamentului în mod oficial, dar am colegi care recomandă vaccinarea în timpul sarcinii și eu
spun așa, de la caz la caz, nefiind o recomandare oficială, nefiind o recomandare aprobată de Agenția Europeană a Medicamentului, eu spun așa, dacă e o gravidă care lucrează cu publicul sau este cadru medical și are un risc mare să facă această boală, atunci trebuie să se gândească să facă vaccinul după ce trece de trimestru 1. Dar încă o dată, nu putem să avem o recomandare oficială atâta timp cât Agenția Europeană a Medicamentului nu a aprobat această indicație. Perfect de acord, domnule doctor. Și totuși, dacă ne vaccinăm sau nu ne vaccinăm și facem boala, boala poate fi transmisă de la mamă la făt? Bun, nu avem încă studii pe nou născuți. Într-adevăr, protocolul de naștere acum la o pacientă care iese pozitivă, la o gravidă care iese pozitivă și trebuie să nască, este să separăm copilul de mamă până ce mama trece de perioada aceea de carantină, de 14 zile. Deci, în principiu, există un risc de transmitere destul de clar în burtica mamei, pentru că virusul este foarte mic și trece bariera placentară, dar dacă ne gândim foarte clar, copilul când se naște, mai ales dacă se naște la o mamă care nu este fix în timpul său, are și anticorpi în sânge, da? De la mamă, tot de la mamă. Deci dacă mama a făcut virusul, au trecut 10-12 zile și naște pe bebe, deja bebe în sângele lui va avea anticorpi în prima perioadă și după aceea când mama va începe alăptarea copilului, va avea anticorpi și prin laptele matern. Deci, dar nu știu încă, adică personal, de când din experiență proprie și ce am vorbit cu colegii, de vreun nou născut care să fi făcut boala COVID luată de la mamă. Bun. Pe de altă parte, sunt destul de multe mame care se tem de reacțiile adverse ale vaccinului. Știți situația, aș vrea să-l fac, dar nu vreau să fac febră, nu vreau să fac frisoane, pentru că apoi ar trebui să urmez un tratament, de fapt, pe care nu-l pot urma. E corectă temerea acestor mame? Bun, e normal să ne gândim la tot. E normal, când luăm o decizie, să ne gândim și la cele bune, cele rele. În schimb, trebuie să cântărim și nu vorbesc de mame care nu au alte boli asociate, alte boli autoimune sau alte contraindicații pentru vaccin. Când este o mămică care nu are o altă contraindicație și v-am zis, în momentul de față discutăm de mămici care sunt în categoria de risc, adică paciente care încă lucrează cu publicul, lucrează într-o administrație publică și văd 100 de persoane sau 150 de persoane pe zi, sau un cadru medical unde riscul să faci boală e mult mai mare. Dar aceasta fiind spusă, riscurile, efectele adverse, dacă le punem în balanță cu riscul bolii și ce înseamnă tulpina Delta și numărul de morți pe care le avem în momentul de față în România, ar trebui foarte, foarte clar ca balanța să încline către vaccinare. Eu personal, trebuie să vă zic, am făcut vaccinarea în ianuarie și acum mă gândesc foarte serios, când am un pic de timp liber, să mă duc să-mi fac doza 3. Adică trebuie cu toții să facem acest lucru ca să ne ferim pe noi și ca să-i ferim pe cei dragi. Da? Mulțumim frumos, domnule doctor, pentru intervenție. Iată, tu ai avut timp, ai făcut doza. Eu când voi avea timp, mă voi duce să fac a treia doză. Da. Domnilor și domnilor, an de an, în prima jumătate a lunii octombrie, străzile Iașului erau pline de noriași care veneau la moaștele Sfintei Parascheva. În acest an, credincioșii au început să vină încă de pe acum în capitala Moldovei, de teamă că scenariul de anul trecut, în care la procesiune au putut lua parte doar ieșenii, să nu se repete. De teamă că noul val de îmbolnăviri va duce la impunerea de restricții încă și mai dure, zeci de credincioși au ajuns deja la Iași pentru a se ruga la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, toți cu același gând. Mai repede, că nu știam ce va fi până când va scoate pe Sfânta și dacă mai puteam veni să ne închinăm. În fiecare an venim la Cuvioasa Parascheva pentru ajutor, spor în casă și înțelegeri în familie. Și anul ăsta ați venit mai devreme decât... Mai devreme din cauza pandemiei. Eu știu dacă se schimbă regulile și nu mai putem veni. Deși încă nu au fost stabilite regulile organizării pelerinajului de anul acesta, reprezentanții Arhiepiscopiei Iașului dau asigurări că procesiunea religioasă va avea loc în bune condiții. Sărbătoare va fi, toată lumea știe că hram va fi, însă momentan aceste detalii nu au fost stabilite. Sunt mai multe scenarii pe care se lucrează. Noi cu siguranță vom anunța în timp optim, înainte cu câteva zile, pentru ca credincioșii să știe, când va fi scoasă afară racla cu Sfintele Moaștele Cuvioase Parascheva.
Dacă în alți ani, în această perioadă, hotelurile și pensiunile din Iași erau arhipline, anul acesta pelerinii au întârziat cu rezervările. Cel mai probabil, credincioși așteaptă încă decizia autorităților locale. Pentru noi înseamnă pierdere, pierdere care se adaugă la pierderile care le-am avut anul trecut, anul 2020, care pentru mulți au fost eșalonate, pierderile pentru cheltuielile la bugetul de stat, cu furnizorii. Autoritățile sanitare insistă că organizarea unui pelerinaj de amploare reprezintă un pericol pentru sănătatea ieșenilor. Purtați mască, evitați aglomerările și adaug asta că dacă vă îmbolnăviți, este foarte probabil să nu vă putem trata. Incidența în județul Iași se apropie de 3 la 1000 de locuitori. E moment. Georgia, bună dimineața din nou. Bună dimineața, bună dimineața tuturor din nou. Și la munte va ploua și acolo vântul va avea intensificări și acolo temperaturile sunt scăzute. Deci nu mai vești proaste ai. Da, da. Hai iar ora viitoare să vă spun și cum va fi mâine. Mie îmi place ploaia, dă-ne detalii, da, te rugăm. Da, vă dau detalii. Astăzi, în sudul, estul și în centrul țării va fi mai rece decât normalul perioadei, sunt anunțate și ploi. Din când în când, cerul se va înnora în jumătatea de vest și doar cu totul izolat este posibil să apară câteva picături în sud-est. Vântul o să bată cu putere la munte în Banat, Dobrogea și în Transilvania, iar temperaturile maxime pornesc de la 13 grade și, iată, nu se opresc. Nu trec de 22, la Timișoara vom avea 22 de grade. Joi așteptăm tot vreme rece, deși o să apară și soarele din când în când. Tot nu scăpăm de ploi, acestea vin mai mult pe partea vestică a țării. Vântul nu se domolește nici el și prinde putere, mai ales pe crestele Carpaților meridionali, în sudul Banatului, nordul Moldovei și pe litoral. Temperaturile maxime se vor situa între 15 și 20 de grade. Iată, 17 grade vor fi astăzi la Drobeta. În București, ziua de astăzi aduce vreme rece pentru sfârșitul lunii septembrie. Nu vor lipsi nici nori, iar temperatura maximă urcă doar până la 19 grade. Nici în următoarele două zile, să știți că nu se schimbă prea mult lucrurile, rămânem cu vreme închisă și mai rece decât în mod obișnuit. Joi se vor atinge 18-19 grade, iar vineri termometrele nu vor arăta mai mult de 18 grade. La munte, din când în când va ploua, vântul va avea unele intensificări în zona înaltă, în special în vestul Carpaților meridionali, iar valorile termice mai scad față de ziua anterioară. În depresiuni se va forma ceață și vor fi condiții de brumă. Se vor înregistra, iată, doar 9 grade la Predeal și la Păltiniș și 10 la Sinaia. Mulțumim, Georgia! Mulțumim frumos! Prima TV te provoacă din nou la concurs. Uită-te la Prima TV, prinde cuvintele indicii din timpul programelor și poți câștiga zilnic 100 de euro. Marele premiu al concursului toamne îți oferă o vacanță de vis, un sejur de lux pentru întreaga familie la munte la Predeal. Toamna aceasta Prima TV te cucerește cu noi premii pe cuvânt. Indiciile zilei pot fi găsite în programele Prima TV zilnic între orele 6 și 24 în emisiunile și filmele difuzate Într-o de Prima singură TV. Zi, pe micul ecran vor apărea mai multe indicii. Pentru a intra în concurs trebuie să te înscrii pe primatv.ro, secțiunea dedicată, două indicii diferite din aceea zi. Ține-te de cuvânt și câștigă premii super tari cu Prima TV. Toamna a venit, iar asta înseamnă sezonul strugurilor. Care sunt beneficiile acestora? Aflăm în scurt timp la Focus la Prima Oră după publicitate. Rămâneți cu noi! Strugurii, fructele vedete în perioada toamnei, ajută la prevenirea cancerului, a bolilor de inimă și a tensiunii arteriale ridicate. Urmează Sănătate cu Silu, rubrica realizată și prezentată de colega noastră Luciana Indre. Bună dimineața! Albi sau negri, cu boabe rotunde sau alungite, strugurii sunt vedetele toamnei și se încadrează cu ușurință în categoria superalimentelor. Vin într-o mulțime de soiuri cu arome diferite, însă cu aceleași beneficii, un organism mai tonic, mai tânăr și mai bine apărat în fața bolilor. Antioxidanții sunt compuși vegetali care protejează celulele de acțiunea nocivă a radicalilor liberi, responsabil pentru stresul oxidativ. Acesta, din urmă, a fost asociat cu apariția unor afecțiuni cronice, precum diabet, bol de inimă și chiar cancer. Strugurii sunt bogați în compuși antioxidanți, de aceea consumați cu regularitate pot să ne ferească de o mulțime de boli. Unul dintre antioxidanții cei mai benefici din struguri poartă numele de resveratrol, prezent în special în fructele de culoare roșie sau violet.
iar studiile arată că acesta are proprietăți de protecție a sistemului cardiovascular, de scăderea glicemiei în sânge, precum și de reducere a riscului de cancer. Există mai multe motive pentru care consumul de struguri face bine inimii. În primul rând, un ciorchine mediu conține aproximativ 280 de mg de potasiu, adică 6% din consumul zilnic necesar. Acest mineral este esențial pentru reglarea tensiunii arteriale. Nivelul scăzut de potasiu în organism a fost asociat cu riscul de hipertensiune, boli de inimă și atac de cord. În al doilea rând, compușii regăsiți în struguri pot regla nivelul de colesterol prin descreșterea absorpției de colesterol rău în organism, direct asociat cu afecțiunile cardiovasculare. De asemenea, compușii vegetali din struguri pot proteja ochii de boală. Un studiu din 2016 sugerează că o dietă suplimentată cu struguri poate proteja ochiul de leziuni ale retinei și îmbunătățește funcția acesteia. Vinovat este tot resveratrolul, care protejează celulele retinale din ochiul uman de radiațiile ultraviolete și astfel scade riscul dezvoltării anumitor afecțiuni care apar odată cu vârsta, precum degenerarea maculară. Totodată, specialiștii sugerează că resveratrolul poate proteja ochiul de glaucom, de cataractă și de ochiul diabetic. Același resveratrol acționează prin a stimula o familie de proteine numită sirtuine, care au fost asociate cu longevitatea. Prin repararea daunelor provocate de stresul oxidativ, procesul de îmbătrânire al organismului poate fi încetinit. Din acest motiv există și numeroase produse cosmetice pe bază de resveratrol, care are acțiune benefică și în corectarea ridurilor sau a altor semne de îmbătrânire a pielii. Rețineți însă, conținutul cel mai ridicat de antioxidanți se regăsește în pielița și sâmburii strugurilor, așa că ar fi de preferat să nu le îndepărtați. Aceasta a fost a doua oră de Focus la Prima Oră. Ne revedem în câteva minute la 9 fix, vă așteptăm. Aproape 2000 de noi cazuri în București la ultima raportare. Vedem raportarea de astăzi. Dar tind să cred că va fi în creștere. Mi-e teamă de ce se anunță pentru octombrie 20.000 de cazuri pe zi. Doamnelor și domnilor, am revenit. Ora 9. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei dimineți. Flau roșu de intervenție aseară pe aeroportul din Iași. Un avion în care erau 106 pasageri a rămas fără trenul de aterizare. Aeronava s-a învârtit minute în șir deasupra orașului pentru a consuma combustibilul din rezervoare. În cele din urmă a reușit să aterizeze în siguranță. Peste 25.000 de oameni s-au vaccinat cu a treia doză în prima zi de imunizare. Pe platforma RoVaccinare s-au programat deja mai mult de 32.000 de doritori. Număr record de infectări de la începutul pandemiei de coronavirus. La ultima raportare au fost înregistrate peste 11.000 de cazuri noi. Capitala este pe primul loc cu aproape 2.000 de îmbolnăviri, urmată de județele Timiș și Cluj. Și legea consumatorului vulnerabil, care ar trebui să-i ajute pe români la plata facturilor la energie, mai mult îi încurcă. Pentru a primi subvenții la curent și gaze, oamenii trebuie să stea la colț și trebuie să completeze formulare cu zeci de pagini. Alertă pe aeroportul din Iași, un avion care venea din orașul olandez Eindhoven și care trebuia să aterizeze pe aeroportul din capitala Moldovei, a rămas fără trenul de aterizare. Cum a reușit pilotul să aducă în siguranță avionul la sol fără ca nimeni să fie rănit și ce au spus reprezentanții aeroportului din Iași? Aflăm chiar acum de la colega noastră, Daria Diaconiuc. Bun găsit! După 40 de minute de survolat deasupra Iașului, iată că avionul a ajuns în siguranță, am putea spune, pentru pasagerii care se aflau în el. Pilotul a anunțat cu 30 de minute înainte de aterizare că ar fi o problemă. Din informațiile pe care le avem, este vorba de o scurgere care a fost la una dintre roți, care a blocat practic ca aceasta să se deschidă și avionul a aterizat.
aterizat pe burtă. Atunci a fost activat planul roșu de intervenții. Au ajuns echipaje de la ISU și de la SMURD aici. Din fericire nu a fost nevoie de ele pentru pasagerii care se aflau în această cursă care venea de la Eindhoven la Iași. Reprezentanții aeroportului spun că vina nu le aparține și că totul a ținut de aeronavă. În ceea ce privește compania care deține această aeronavă, a menționat faptul că acum aceasta se află pentru verificări în urma scurgerii acesteia care a produs incidentul și că le cere scuze tuturor pasagerilor, dar dorința pilotului a fost ca toți să ajungă în siguranță și, bineînțeles, și aeronava să rămână în stare cât mai bună. 28 septembrie, ora 19:24, ISU Iași a fost informat despre faptul că o aeronavă cu 106 pasageri a bord, care venea de Eindhoven, prezenta probleme tehnice la trenul de aterizare. Iar pentru asigurarea tuturor măsurilor specifice și acorda asistențe medicale de urgență la nevoie, a fost activat planul roșu de intervenție. La locul evenimentului au fost alocate 16 autospecialiști SMURD și 2 ambulanțe SAJ Iași. La ora 19:35, aeronava a aterizat pe pistă fără probleme, iar în urma evaluării niciun pasager nu a prezentat afecțiuni medicale. 11.049 de infectări într-o singură zi în România. Este cel mai mare număr de îmbolnăviri de la începutul pandemiei de coronavirus. În București au fost raportate 1.912 de noi cazuri. Numărul de infectări este de 4 ori mai mare față de județul aflat pe locul 2. În Timiș au fost înregistrate 564 de îmbolnăviri. Pe locul 3, Cluj. 396 de noi cazuri. De la o zi la alta, situația devine tot mai gravă, iar asta se vede cel mai bine în secțiile de terapie intensivă, unde pacienții COVID așteaptă eliberarea unui pat pentru a supraviețui. Colega noastră, Carmen Gheorghe, a urmărit subiectul, are toate cifrele, să o ascultăm. În ultimele 24 de ore s-au infectat cu virusul SARS-CoV-2 peste 11.000 de români. Cea mai gravă situație este însă în capitală, aici unde rata de incidență a ajuns deja la 5,57. Odată ce va depăși pragul de 6, autoritățile vor impune noi restricții. Observăm o situație gravă și atunci când vorbim de decese. 208 oameni care erau infectați cu virusul SARS-CoV-2 au murit. Este vorba de 99 de bărbați și 109 femei. 13 dintre aceste persoane însă au pierdut lupta cu boala, deși nu aveau comorbidități. Pe zi ce trece, crește și presiunea pe sistemul sanitar. În acest moment, în spitale sunt internați peste 11.000 de pacienți, iar 1.267 se află la terapie intensivă. Din totalul internărilor, 306 sunt minori, iar în acest moment la ATI luptă să trăiască 17 copii. În acest moment mai sunt disponibile în toată țara 26 de paturi la terapie intensivă, iar 11 dintre acestea sunt în spitalele din București. Au fost efectuate peste 25.000 de teste PCR și peste 48.000 de teste rapide antigenice. Din cauza numărului foarte mare de infectări, ministrul Sănătății spune că este posibil ca certificatul verde să devină obligatoriu în anumite domenii. La angajații de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și de la Inspectoratul General de Aviație, dar și cei din laboratoarele medicale, ar putea să meargă la muncă doar dacă dețin un certificat verde. Este o măsură necesară în această perioadă, este o măsură care se aplică pe perioada stării de alertă, un proiect legislativ care va fi introdus în guvern și cu care guvernul se va prezenta în Parlament. În cazul în care persoana respectivă nu este vaccinată și nici nu a trecut prin boală, trebuie să prezinte conducătorului unității, respectiv unității medicale, fie că vorbim de public, fie că vorbim de privat, trebuie să prezinte aceste teste. Testele se fac pe cheltuiala proprie. În total, în sistemul sanitar s-au vaccinat 70% dintre angajați. Cei care însă nu au făcut-o și care merg la muncă fără să aibă certificatul verde riscă sancțiuni grave. Va fi suspendat contractul individual de muncă, respectiv după 30 de zile de la suspendare poate avea loc și încetarea contractului de muncă. De asemenea, proiectul de lege prevede și sancțiuni care se aplică conducătorului unității sanitare în cazul în care nu respectă prevederile acestei legi. Președintele Comisiei Europene privește cu ochii buni decizia autorităților din România. Vaccination is of utmost importance and I ask everybody to take the opportunity to get vaccinated. Vaccination saves lives,
It protects you, but it also protects your loved ones. I think it is national competence to decide on how to convince people to get the vaccination. Până azi, la noi în țară s-au vaccinat cu schema completă aproape 5 milioane și jumătate de oameni. Sondaj îngrijorător realizat de Ministerul Educației. De ce 99% dintre părinții unei școli din România nu vor să-și testeze copiii? Aflăm imediat la Focus la prima oră. Peste 25.000 de români au trecut pragul centrelor de imunizare în prima zi în care a fost administrată și cea de-a treia doză a vaccinului anticovid. Cei care se încadrează în categoria de risc se pot prezenta oricând în centrele de vaccinare pentru a primi doza booster. Restul se pot programa prin platforma RoVaccinare. Ca un furnicar au arătat centrele de vaccinare de la Romexpo. Sute de oameni au venit pentru a-și face cea de-a treia doză de vaccin. Printre ei și doamna Maria, în vârstă de 70 de ani. Vreau să fiu protejată de virus, să fiu sigur că pot să merg în anumite locuri și dacă, Doamne ferește, circulă virusul pe acolo, știu că fac o formă foarte ușoară. Acum, vaccinarea cu a doza a treia este recomandată persoanelor de peste 65 de ani cu boli cronice care prezintă un risc mai mare de dezvoltarea unei forme severe a bolii. De asemenea, și cei cu risc mare de expunere, cum ar fi medicii sau profesorii, se pot vaccina. Vaccinarea cu doza a treia este posibilă și pentru persoanele care au cel puțin 6 luni de la rapel. Nu vedem situația care este, ce să mai așteptăm? Să ajungem la spital, ați văzut și dumneavoastră ce e destul de rău pentru cei care nu înțeleg că trebuie să vaccineze. Am urmărit la televizor, s-a anunțat că s-a deschis platforma de aia și am încercat din prima zi să îl fac. Simt nevoia să o fac pentru că am încredere în vaccin. Cum să nu fac a treia când s-a spus de vreo săptămână că va fi apare doza a treia? Se moare în capete și tot nu înțeleg oamenii. Doza booster, așa cum se numește, se poate administra doar cu serurile de la Pfizer și Moderna. Persoanele care s-au vaccinat cu AstraZeneca vor primi la doza a treia unul dintre cele două seruri dezvoltate prin tehnologia ARN mesager. Persoanele care au primit vaccinul de la compania Johnson & Johnson încă nu au recomandare pentru a efectua doza de rapel. În perioada următoare, datele științifice vor recomanda fie necesitatea unei doze de rapel și tipul vaccinului care ar fi benefic să fie utilizat în cazul acelor persoane. La Romexpo, cei care au vrut să se vaccineze nu au avut nevoie de programare. S-au prezentat doar cu buletinul. Prima zi a fost neașteptat de aglomerată. Încă mai așteptăm pacienți în funcție de programările de le-am aflat la ora actuală și credem că și pe zilele următoare o să avem la fel de multă aglomerație. Centrele de vaccinare de la Romexpo sunt deschise în fiecare zi între orele 8 și 20. Până acum, pe platformă au fost programate peste 25.000 de persoane vaccinarea cu doza a treia. Testele rapide anticovid au dispărut de pe rafturile farmaciilor din toată țara din cauza cererii tot mai crescute. Și din păcate se pare că stocurile nu vor fi refăcute prea curând, deoarece nici în depozite situația nu e mai bună. Urmează un material filmat cu o cameră ascunsă. Teste rapide? De niciun fel. Și aici, în zonă? Nu știu ce să vă zic, că ele s-au epuizat. Noi am avut asta epuizat. Se termină repede. Nu am deloc teste. De absolut nici nazale, nici... Ce se întâmplă? Că am mai fost și la o farmacie mai încolo. Să mai găsesc testele de COVID. Aceasta este situația mai multe farmacii din capitală. Stocurile de teste rapide s-au epuizat atât la raft cât și în depozite. Cererea este imensă de teste rapide, mai ales în ultimele două săptămâni. Ne simțim de parcă eram la fel ca acum un an. Ne-am întors exact în același punct. Tocmai am mai primit încă câteva sute, tocmai pentru că știam că altfel până diseară nu am fi mai avut. În cât timp se vând aceste câteva sute de teste? Până diseară. Această criză a testelor rapide din tot mai multe farmacii din țară înseamnă că oamenii cumpără în mod frecvent și se testează acasă. Fenomenul este cu atât mai îngrijorător cu cât de cele mai multe ori aceste persoane care au rezultate pozitive la testele rapide nu le raportează, ceea ce înseamnă că în realitate în țara noastră sunt cu siguranță mai multe persoane infectate cu SARS-CoV-2 față de statisticile oficiale. Lucru pe care îl știu și farmaciștii. Mulți dintre cei care vin să cumpere teste rapide sunt
sunt fie contacti direcți, fie persoane cu simptome. Din păcate, ceea ce reclamă majoritatea este avem pe cineva care a fost confirmat la muncă, avem pe cineva care este confirmat în familie, am primit de la școală mesaj că există. Nu neapărat cei cu simptome. Și, bineînțeles, cei cu simptome, chiar dacă ar fi vorba de o viroză banală sau orice, preferă să știe că nu sunt pozitiv și pot să iasă din nou. Deși pe ambalaj se menționează că produsele se destinează exclusiv pentru uz profesional, în realitate românii se testează singuri. Mulți dintre cei care au un rezultat pozitiv nu sună niciodată la DSP. Recomandarea specialiștilor este că odată diagnosticat, pacientul să anunțe imediat autoritățile. 99% dintre părinții unor elevi ai unei școli din România refuză testarea de orice fel pentru copiilor, susține ministrul Educației, Sorin Câmpeanu. Este rezultatul unui sondaj realizat într-o unitate de învățământ în care părinții doreau condiții sigure pentru elevi, dar nu erau de acord cu testarea și nici cu vaccinarea anticovid. Părinții nu sunt de acord nici măcar cu teste realizate prin extract nazal, faringian sau extract din salivă. Și în timp ce părinții din România, ați auzit, nu vor testare. Prin alte țări, situația este puțin diferită. În Franța, de exemplu, toți elevii dintr-o clasă în care a fost depistat un caz pozitiv vor fi testați anticovid. Testarea se va face pentru a evita închiderea totală a școlii și pentru a fi izolați doar cei care s-au infectat cu noul coronavirus. Ministrul Educației de la Paris a precizat că dacă părinții unui elev refuză testarea copilului, atunci respectivul elev va fi declarat pozitiv din oficiu și nu va mai putea participa fizic la cursuri. Noi acuzații la adresa liderului USR, Dan Barna. Departamentul de luptă antifraudă a trimis la DNA un nou dosar care îl vizează pe fostul vicepremier. Este vorba despre proiectul Biblioteca Bunelor Practici. Potrivit inspectorilor DLAF, în urma verificărilor au rezultat, cităm, indicii privind posibila săvârșire a unor fapte de natură penală. Am încheiat citatul. Dan Barna a reacționat pe rețelele sociale și a scris că sesizarea a fost dispusă de o instituție care se află în subordinea premierului Florin Cîțu. Liderul USR a mai precizat că nu e întâmplător faptul că acuzele îi sunt aduse înaintea votului la moțiunea de cenzură. Premierul Florin Cîțu a organizat o conferință de presă, prima în calitate de președinte al PNL, care s-a terminat după doar 3 minute. Șeful executivului a declarat că rămâne deschis colaborării cu USR+. Apoi Florin Cîțu a refuzat să mai răspundă altor întrebări și a plecat. Reprezentanții guvernului susțin că premierul a întrerupt conferința de presă deoarece a crezut că afirmațiile sale nu mai erau de interes pentru jurnaliști. Eu vă pot spune, decizia Partidului Național Liberal, aceea de a rămâne deschis unei discuții cu cei de la USR în această perioadă, varianta dumneavoastră până în cazul în care aceștia își mențin prima moțiune care ajunge în plenul de unii, va fi votată de USR. Și eu vă repet, decizia noastră, eu vă spun ce facem noi. Noi, Partidul Național Liberal, dacă rămânem deschiși. Mulțumesc mult de tot, altfel nu puteți discuta. Grav accident de circulație în localitatea vazluiană Solești. 4 oameni au fost răniți după ce mașinile în care se aflau s-au lovit. Pe imaginele surprinse de o cameră de supraveghere se vede cum un autovehicul care virează la stânga este lovit din spate de un alt autoturism. Imaginile pe care le vedeți vă pot afecta emoțional. Victimele accidentului, o femeie de 20 de ani și 3 bărbați cu vârste între 20 și 42 de ani, au suferit diverse politraumatisme și au primit îngrijiri medicale la fața locului și apoi au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență Vaslui. O familie din județul Suceava a rămas pe drumuri după ce flăcările le-au distrus casa. Din primele informații, se pare că flăcările ar fi izbucnit din cauza unui coș de fum amplasat necorespunzător. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă pagubele materiale sunt semnificative. În fața locului au intervenit 4 aute speciale de stingere și o ambulanță smurd, iar pompierii s-au luptat ore în șir pentru a stinge flăcările. Cea de-a 6-a ediție a Bucharest Photo Fest începe pe 1 octombrie în București. Vreme de 10 zile. În mai multe spații din capitală vor fi peste 35 de evenimente. Alături de noi este acum Ionuț Trandafirescu, fondatorul Bucharest Photo Fest. Bună dimineața! Bună dimineața! De ce un festival al fotografiei, domnule Trandafirescu? Aș răspunde foarte simplu la întrebarea aceasta, pentru că noi considerăm că fotografia este un mijloc foarte, foarte bun de a, de a vorbi despre ce trăim, despre lumea în care trăim. Putem să atacăm foarte multe subiecte și fotografia în viețile noastre este o forță în sine.
Bionuț, întrebarea este simplă. În condițiile în care, iată, avem o incidență atât de crescută, voi ați anunțat 35 de locații în București începând cu 1 octombrie. Există cumva o temere sau o organizare în acest sens pentru voi? Din păcate ne confruntăm cu aceeași situație ca anul trecut. Este sigur, totul este așa în unghiul acesta al incertitudinii. Bineînțeles că ne-am luat măsuri, bineînțeles că suntem foarte, foarte atenți și responsabili pentru a pregăti cât mai bine din punct de vedere al acestor măsuri. Evident că respectăm tot, așteptăm să vedem așa ce vor decide zilele acestea autoritățile, dar bineînțeles că ne-am luat măsuri. Toate spațiile în care organizăm aceste evenimente, sunt 10 spații, respect aceste măsuri, evident că suntem dotați, ca să zic așa, cu toate acele elemente pe care le știm deja de anul trecut. Acum a intervenit și acest element de a scana, de a verifica acel certificat verde. Deci suntem pregătiți, acum așteptăm să vedem cum putem să ne desfășurăm. Bun, și atunci haideți să vedem. De ce 10 spații? Care sunt ele și ce fel de evenimente se întâmplă acolo? Ce putem vedea? În primul rând, noi încercăm să animăm cumva viața culturală a Bucureștiului, incluzând cât mai multe spații. Acum, numărul acesta 10 este pur întâmplător, dar avem în această ofertă avem spații de la Muzeul Național al Țăranului Român, Cinema Muzeul Țăranului, mai avem chiar și pe Esplanada Golden Tulip, pe Calea Victoriei, expoziții outdoor, avem Victoria Hub, Goethe Institut, Centrul Ceh, deschis gastrobar. Sunt, cum vă spuneam, sunt mai multe spații în care încercăm, în funcție de specificul acestui spațiu, să avem mai multe tipuri de evenimente, cum ar fi proiecții de film. Sunt 7 filme foarte bine alese, ca să zic așa, în program. Avem expozițiile clasice. Sunt masterclass, sunt workshop-uri de fotografie, de fotografie de stradă, avem discuții, avem dezbateri. Deci cumva oferta aceasta de evenimente, credem noi că ar atrage pe orice iubitor de fotografie, orice iubitor de cultură în general. Cu siguranță, și în aceste condiții, dincolo de români, vor fi și participanți la festival din alte țări sau aveți invitați speciali? Care e rețeta? Sigur că da. Rețeta este foarte simplă, pentru că se păstrează, de fapt, un concept foarte bine, foarte bine argumentat. Este un festival internațional de fotografie. Chiar aș zice că în conținut avem preponderent străini. Anul acesta am crezut cumva, am îndrăznit să credem că situația va fi mai simplă ca anul trecut. Anul trecut am avut acești invitați străini online, dar iată că anul acesta îi avem pe unii dintre ei chiar fizic, îi așteptăm de vineri să sosească. Sunt invitați din mai multe țări, aș aminti Algeria, Maroc, Germania, Cehia, Republica Moldova, mai sunt invitați special care nu participă fizic, tocmai pentru că pe ultima sută de metri au apărut tot felul de restricții, dar sunt din Statele Unite ale Americii, de exemplu. Chiar dacă nu sunt fizic, expun sau au diverse intervenții online, ca să spun așa. Mulțumim tare mult și pentru intervenția ta și vă urăm mult succes! Meteo acum, bună dimineața din nou. Bună dimineața din nou, bună dimineața tuturor. Am spus că o să vă spun ora aceasta cum va fi mâine. Ei bine, tot rece, să vă luați umbrelele la voi. Perfect. Chiar dacă sunteți cu mașina, dar cine știe, poate coborâți, aveți nevoie să ajungeți undeva. Ne place ploaia, mai creștem, câștigăm câțiva centimetri. Maxime până la 20 de grade, da. Da. Eu o să te ascultăm, pun umbrela în mașină. De asta vă potriviți voi așa, vă completați. Dă-ne-a multe, te rugăm. Vă dau. Astăzi, în sudul, estul și centrul țării va fi mai rece decât normalul perioadei. Sunt anunțate și ploi. Din când în când, cerul se va înnora în jumătatea de vest și doar cu totul izolat, posibil să apară câteva picături și în sud-est. Vântul o să bată cu putere la munte, în Banat, Dobrogea și în Transilvania, iar temperaturile maxime, iată, pornesc de la 13 grade și se opresc undeva la 22 de grade. La Timișoara vom avea temperatura maximă 22 de grade. Joi, așteptăm
așteptăm tot vreme rece, deși o să apară și soarele din când în când. Tot nu scăpăm de ploi, acestea vin mai mult pe partea vestică a țării. Vântul nu se domolește nici el și prinde putere, mai ales pe crestele Carpaților meridionali, în sudul Banatului, în nordul Moldovei și pe litoral. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 20 de grade. În București, ziua de astăzi aduce vreme rece pentru sfârșitul lunii septembrie. Nu vor lipsi nici nori, iar temperatura maximă urcă doar până la, iată, 19 grade și să știți că nici în următoarele două zile nu se schimbă prea mult lucrurile. Rămânem în continuare cu vreme închisă și mai rece decât în mod obișnuit. Joi se vor atinge în jur de 18-19 grade, iar vineri termometrele nu vor arăta mai mult de 18 grade. La munte, din când în când, va ploua, vântul va avea unele intensificări în zona înaltă, în special în vestul Carpaților meridional, iar valorile termice mai scad față de ziua anterioară. În depresiuni se va forma ceață și vor fi condiții de brumă, se vor înregistra doar 9 grade la Predeal și Păltiniș, iată 10 la Sinaia și un pic mai cald 13 la Stâna de Vale. Mă întorc la voi. Mulțumim, Georgia. Mulțumesc, Georgia. Dacă urmărești programele Prima TV, vei găsi cuvintele indicii. Înscrie două dintre ele diferite pe primatv.ro, secțiunea dedicată concursului, și poți fi câștigător. Câștigătorul zilei de ieri este Viorel Adrian Chelu din județul Bacău. Aici la Focus la Prima Oră, în fiecare dimineață afli cine este cel care a luat premiul din ziua anterioară. Ține-te de cuvânt și câștigă premii super tari cu Prima TV. Educația antreprenorială e noul trend în formarea copiilor pentru viitor. Cum vreau asociație să-i transforme pe cei mici în afaceriști de succes? Aflăm în scurt timp la Focus la Prima Oră după publicitate. Rămâneți cu noi! Dacă vă gândiți să vă deschideți o afacere, ar fi bine să luați în calcul încă de la început optimizarea platformei de vânzări. Cum vă puteți construi o afacere în lumea digitală? Aflăm de la colegul nostru, Constantin Opriș. Bună dimineața, bine v-am găsit! Mediul de business din România trece printre cele mai mari transformări pe care le puteam gândi, la care ne puteam gândi cu toții. Dar soluțiile tehnologice, digitalizarea fiecărei industrie este extrem de esențială. Atunci când, bineînțeles, vrem să deținem controlul afacerii noastre. O am alături de mine pe Roxana Epure din partea SIEL România. Bună ziua, bine ai venit! Vreau să vorbim puțin despre digitalizare și cât de importantă este ea pentru afacerile din România. Mai ales acum, în contextul ăsta al pandemiei, este esențială. Mm-hmm. Pentru că îți dă control. Control într-o situație apărută așa inoportună, mm-hmm, și care a afectat pe toată lumea. Na, ai nevoie de tool-uri pentru a controla și prevedea. Care sunt cele mai bune tool-uri pentru afacerile din România ca ele să funcționeze cât mai bine și să fie cât mai eficiente? Timp și bani. Da, sunt trei. Cifre, cifre și cifre. Okay. Cifrele sunt cele mai importante tool-uri pentru a ține lucrurile sub control, iar pentru asta, desigur, ai nevoie de softuri, uh-huh, să folosești tehnologia, să o pui în centrul proceselor tale de business, uh-huh, automatizările, care te scutesc de timp consumat pe tot felul de gesturi repetitive ale tale, ale echipei, uh-huh, robotizarea și inteligența artificială, că, iată, o aducem în mediul de afaceri. Ce tip de afaceri pot fi automatizate și cum? Toate afacerile au procese sau gesturi umane care se repetă. Orice este repetitiv se poate repeta. Uh-huh. Nu cred că există vreo industrie în care să nu se poată automatiza măcar un minim de gesturi, gesturi umane. Cele mai multe automatizări, desigur, se întâmplă în industria serviciilor. Nu neapărat relația cu clientul, acolo încă preferăm contactul uman, însă tot ce este repetit, banking este o industrie foarte automatizată, producția este una dintre cele mai... O afacere care nu are automatizare și nu are digitalizare este o afacere care din start putem să spunem că este un eșec?
până la un punct. Nu neapărat că este un eșec, însă pierde timp și pierde resurse pe activitățile astea care se repetă și deci pierde teren. În momentul de față, cineva care are o afacere sau vrea să se apuce de o afacere ar trebui să ia cât mai serios în calcul să angajeze un robot, să angajeze o tehnologie care să lucreze în spate și să-i facă munca. Este un mediu antreprenorial de business devenit dependent de ce înseamnă digitalizare. Cum prevezi viitorul în materie de tehnologie digitală pentru cei care vor să-și facă o afacere? Îmi place asta, să angajezi tehnologia în afacerea ta. Atenție că tehnologia nu înlătură angajații, ci eficientizează timpul pe care angajații îl petrec la birou, permițându-i antreprenorului să reorienteze energia și timpul lor către client, de exemplu, să aducă, nu știu, mai mulți clienți și așa mai departe. Viitorul în asta constă, în înțelegerea că de la un moment dat încolo nu putem continua fără aceste automatizări care ne oferă posibilitatea antreprenorului, îi oferă posibilitatea nu doar de a crește nivelul de control în businessul lui, ci și de a avea mai mult timp liber și relaxat, de a-și gestiona afacerea de oriunde. Iar asta nu se poate decât folosindu-te de roboței, inteligență artificială și automatizări. Așadar, afacerile anului 2021 cam așa arată. Robotizări, multă electronică și digitalizare pentru optimizarea timpului unui antreprenor. Rosana, mulțumim frumos pentru prezența în Focus la Prima Oră și mult spor la angajarea roboților pentru companii. Primul festival de educație antreprenorială dedicat copiilor și-a deschis porțile la Cluj. O idee apărută chiar anul trecut în pandemie a pus bazele asociației Kindeprenor, care se adresează tuturor copiilor ce vor să devină antreprenori încă de mici. Micuții sunt ajutați să-și cunoască pasiunile și sunt îndrumați spre posibile activități care îi pot transforma în mici afaceriști. Timp de o zi, copiii au avut parte de activități și workshop-uri antreprenoriale și educative care să le stârnească interesul pentru afaceri. Kidprenor este un program de educație pentru copii între 6 și 12 ani. Inițiativa Kidprenor a luat naștere în anul 2020 împreună cu partenerul meu, Valentin. Și de atunci tot căutăm să ajungem la cât mai mulți copii și să facem un viitor mai bun pentru fiecare dintre ei. Pentru că dezvoltând mentalitatea încă de la vârste atât de fragede, cu siguranță au mai multe șanse să ajungă niște adulți împliniți și fericiți. Pe lângă activitățile educaționale, copiii au avut parte și de divertisment, iar jocul a fost de cele mai multe ori metoda prin care li s-au explicat numeroase noțiuni de afaceri. Am avut câteva jocuri și activități antreprenoriale în care am vrut să evidențiem așa spiritul de echipă și calitățile de leadership ale unui antreprenor. Cum au primit copiii toată această inițiativa voastră? Au fost încântați? Au fost foarte, foarte, foarte încântați și cred că le-a plăcut și partea asta de jocuri antreprenoriale, pentru că totul se desfășoară așa distractiv și prin joacă. Nu e un lucru foarte specific și concret. Le facem să nu-și dea seama neapărat că ar fi ceva foarte greu, făcându-se prin joacă, atunci totul pare mult mai ușor. Lucas și Eric sunt doi puști care au povestit cum au ajuns să câștige primii bani. Am vândut limonadă și acolo am mai vândut și fructe. Ce idee ți-a venit ție? Să tund iarba și să plimb câinele și am făcut niște bani prin am tuns iarba și am plimbat câinele la o vecină și am făcut 12 lei. Festivalul este la prima ediție, însă organizatorii spun că nu se vor opri aici și speră că, pe viitor, tot mai mulți copii vor participa la aceste ateliere. Aceasta a fost ultima oră de Focus la Prima Oră. Pe noi ne puteți găsi pe Facebook și pe Instagram, Focus la Prima Oră, pe WhatsApp și pe Telegram la numărul de telefon 0720111199 și pe site-ul nostru focusprimatv.ro. Ne puteți urmări pe primaplay.ro, e platforma noastră de conținut digital. Ne revedem mâine dimineață la 7. Crede în tine, crede în Prima TV. La revedere! Acest program poate fi urmărit și pe primaplay.ro.